bună ziua și fiți bineveniți la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Național de Satiră și Umor Zâmbete în Prier. Iată 20 de ani, 20 de ediții, ediția aniversară și ca orice aniversară se sărbătorește între prieteni. Vorbeam zilele trecute cu jurnalistul Adrian Marfi de la Radio România Actualități, care își amintea de prima ediție a Festivalului Zâmbete în Prier, care s-a desfășurat într-o zi de 13 și a început la 13 și 13. Iată că se pare că acest 13 a fost de bun augur și au trecut de atunci 20 de ani. Mulțumesc! Să dea Dumnezeu! Executare! Cu executare! Avem avocații. Cred că putem spune că am trecut, nu pers, am trecut prin vremi zâmbind. Chiar ne-am strecurat frumos. Chiar ne-am strecurat frumos. Un festival care sperăm noi că a crescut în timp. Dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră a fost încă de la primele ediții. O parte dintre noi ne-am alăturat pe parcurs, însă un lucru este cert, perța este același. Dar totuși mai serios. Aoleu, da. Atunci e bai, dacă e perța mai serios. Perța, așa cum știți și știm cu toții, cel datorită căruia am început și am continuat să zâmbim în fiecare an în Prier, datorită lui și datorită dumneavoastră, celor care... Din cauza lui și datorită dumneavoastră. Rectific atunci. Din cauza lui și datorită / din cauza dumneavoastră. Și mulțumită grijii. Zâmbim de 20 de ani, iată, în Prier și în plus, și aici nu din cauza, doar datorită administrației locale, care a înțeles pe parcursul anilor cât este de important să zâmbim în fiecare an în Prier. Așa cum știți, domnul primar, în fiecare ediție a fost și este alături de noi. Mulțumim pentru acest lucru și îl rog să ne și adreseze câteva cuvinte. Da, mulțumesc. Hristos a înviat. Mă bucur să ne revedem, să ne întâlnim, să participăm împreună la acest foarte mare eveniment, a 20-a ediție Festivalul Național Satiră și Umor Zâmbete în Prier. După 2 ani de pandemie, un an care avem foarte multe răutăți pe globul pământesc, eu mă bucur că mai putem zâmbi, mă bucur că ne-am revăzut, că ne-am întâlnit. Eu vă doresc multă sănătate și trebuie să fim foarte atenți că lucrările trebuie să fie foarte bune. Pentru că dacă am lipsit 2 ani, acum trebuie să râdem de 3 ori. Da. Deci vă doresc succes și vă mulțumesc foarte mult pentru participare. O zi binecuvântată, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să aibă grijă de această țară, să aibă grijă de noi, să aibă grijă de orașul Vișoi de Sus. Eu aș mulțumi domnișoarei Anuța Pop, pentru că mai înainte a spus că administrația publică locală. Păi e aceeași. Dacă de 10 ani... Da, domnul Perse e același, așa că mulțumim viceprimarului, care e nou, nu a participat niciodată la acest mare festival. Mulțumesc Consiliul Local și mulțumesc cetățenilor orașului Vișoi de Sus, care tot timpul ne urmăresc, sunt alături de noi și vă spun încă o dată bine ați venit și vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim, domnule primar, pentru toată susținerea și cu siguranță o să aveți ocazia să zâmbiți, să râdeți de 3 ori. Da. Diseară la concursul ad hoc. Cred că domnul Perța deja v-a făcut invitația încă din ușă, din câte am... Da, desigur. Da? Deja n-au dormit. Oare și domnul sau numai doamnele? Nu știu unde mi-am stat. Niciun caz n-au fost domnul. Nu, niciun caz. Asta... Încerc să nu mă pronunț. Mulțumim din suflet și așa cum spunea domnul primar, permiteți-l să vi-l prezint în mod oficial pe domnul viceprimar, care este la prima ediție, și mulțumim din suflet că ne susține și zâmbește cu noi și alături de noi, atât domnia sa cât și Consiliul Local care ne este alături. Înainte de a-i da pasa cuvântul,
lui Lucian Persa, pe care, sau căruia credeam că îi cunosc o sumedenie de fațete, dar pe care, prin scrierile dumneavoastră pe care le-ați trimis pentru volumul nostru aniversar ce se lansează astăzi, am învățat să-l redescoperi și ca Richelieu, D'Artagnan și cei trei mușchetari în același timp și o personificare la care nu m-aș fi gândit niciodată în această viață. Victoria Lipan, pălărie. Înainte spuneam să-i dau cuvântul, permiteți-mi să vă spun dumneavoastră tuturor la mulți ani, pentru că este aniversarea noastră a tuturor, și să vă mulțumesc tuturor, atât celor ce zâmbiți, cât și celor ce ne faceți în fiecare an să zâmbim în prier. Mulțumesc! Lucian Persa, ai legătura! Vă mulțumesc, dragilor! Îmi pare că cuvintele de bun venit s-au spus cam toate. Eu vi le returnez de trei ori, deci întreit. E frumos că am reușit într-adevăr această a 20-a ediție, dar dați-mi voie să lăsăm un moment de reculegere, să vă propun un moment de reculegere în amintirea celor care n-au, după această groaznică pandemie, ne-au părăsit, n-au mai fost alături de noi. Ne-au onorat cu prezența de-a lungul anilor și ne-au părăsit în această pandemie. Încep cu domnul Ștefan Casimir, cronologic o să încep, domnul Ștefan Casimir, domnul Ionel Iacob Bencei, domnul George Petrone, domnul Eugen Albu și recent domnul Nic Iursei. Vă rog un moment de reculegere în amintirea acestor aventurați. Vă mulțumesc! Și acum, dragilor, cred că și ei zâmbesc acolo undeva sus și vor să ne spună, cum zicea Păstorescu, morții cu morții, vii cu viile, să revenim la festivalul nostru. Am plăcerea să-l avem ca de obicei alături de noi, ca de obicei, fiindcă un obicei deja de 19 ori îndătinat în Vișeu, pe domnul George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor Români, omul care, de la a doua ediție, cum vă spun, a fost alături de noi. Îi dau cuvântul și după aceea o să vă deranjez mai departe. Avem o deosebită plăcere să avem între noi și pe editorul acestei cărțulii, acestor zâmbete prinse într-o carte, zic eu că frumoasă, dar despre carte va vorbi, desigur, după domnul George Corbu, domnul Gabriel Coșocaru. Domnul Corbu, aveți cuvântul și vă rog frumos să nu ne lăudați, că deja mă doare inima prea mult, prea mult. Iubiți colegi și prieteni, ne aflăm, iată, după o perioadă suntem în perioadă post-pandemică și am reînnodat legăturile noastre de ordin fizic. Începe activitatea noastră să capete dimensiuni din nou. Nu mai e restrânsă, nu mai este limitată la rețele sociale și iată, începem să ne manifestăm în toată țara, cum am făcut-o și până acum. Reluăm deci o activitate care n-a fost niciodată întreruptă, dar care va trebui să valorifice ceea ce pandemia ne-a învățat sau ne-a obligat să facem. Pentru că în tot rău a fost și un bine. Adaptarea activității noastre la condițiile vitrege impuse a făcut ca supraviețuirea noastră să fie, să nu se resimtă și să ne putem vedea astăzi aici, de fapt acum o lună
Am început oficial la Bistrița și urmează celelalte. Peste o săptămână va fi Buzău și celelalte urmează ritmul deja cunoscut. Eu o să adresez mai multe saluturi. În primul rând, le mulțumesc organizatorilor pe care îi salut cu deferență, nume propriu și cred că și al dumneavoastră, pentru că au făcut posibilă reîntâlnirea noastră și această sărbătoare. Pe domnul primar îl știam, pe domnișoara Anuța Pop la fel, și iată că ne întâlnim în același cadru prietenesc, în același timp, oarecum solemn, oficial, dar barierele între noi au fost de mult depășite. Suntem într-o comuniune și într-o comunicare perfectă, permanentă. De aceea, cred că pentru a încheia această preliminară abordare, dați-mi voie să invoc două versuri ale lui Paul Everac, care a cărui operă a interferat și cu umorul, și anume dintr-un cuplet al cărui refren era și este. Volumul e publicat. O, ce victorie, o, ce extaz, că am apucat și ziua de azi. Am apucat-o, deci, în sens real, dar și în sens, și în sensul ironic dorit de autor și gândit de autor, dar faptul că ne revedem este o bucurie și s-o întâmpinăm ca atare. Sunt aici reprezentate 11 cenacluri, cluburi, asociații din țară, deci jumătate din ce avem, dacă ținem cont că centre epigramatice, dacă ținem cont că din două județe sunt reprezentate de câte două cenacluri. E vorba de Iași și de județul Maramureș. Așa că putem spune că în reprezentativitatea noastră este asigurată și se vede aici. Și prin numărul de participanți care înscrie în rândul lor personalități de prim ordin. Trebuie să salut în mod deosebit faptul că avem în față, cum a pomenit domnișoara Anuța Pop, această minune de carte. Dacă m-aș referi la Ex Libris Ardezian, ar trebui să citesc numai primul vers, care este o carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Dar aici trebuie să adăugăm și a celor care au îngrijit-o, au finanțat-o, s-au ocupat de editarea ei. Și aici meritul esențial este al domnișoarei Anuța Pop și al lui Lucian Perța, care a făcut selecția materialelor. Este un volum care, pentru posteritate, ca și cel editat la 10 ani, pe care îl avem aici, ca mărturie, deci sunt borne ale activității și care consemnate aici. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru cu totul excepțional, apărut în urmă cu 2-3 ani, e vorba de valorificarea uneia dintre tematicile concursului și festivalului de la Vișeu, și anume Madrigalul. Aici sunt madrigale din Vișeu pe Vasăr Sus, madrigale ce s-au spus. Un volum cu totul excepțional. De ce? Pentru că este o adecvare absolut formidabilă între desen, ilustrație, care sunt frumusețile de neimaginat până nu le vezi ale acestui loc, și catrenele, madrigalele respective. Cartea este carte album, este nemaipomenită și cei care figurează aici au cu ce se mândri și să o arate urmașilor lor și peste veacuri, peste ani,
zeci de ani, pentru că, într-adevăr, consemnează un lucru remarcabil. De asemenea, revista care a apărut și care în fiecare an apărea și apare, revista festivalului, iată că un cerc restrâns ca om, ca pondere, ce rezultate remarcabile poate să dea. Când e vorba de pasiune, de dăruire, de perseverență, de implicare și de responsabilitate. Pentru că e privită așa cum trebuie activitatea noastră, nu este, n-o ținem ca să se țină, ci pentru a dovedi că existăm și că forma de cultură și de artă pe care noi o promovăm este capătă în felul ăsta o validare și este perenă. Altfel, n-avea niciun rost existența noastră. Domnul Lucian Perța, care are un rol, a avut și are și va mai avea un rol important, covârșitor aproape în desfășurarea festivalului și este o personalitate bine cunoscută a literaturii române contemporane. Este un parodist, poate cel mai important, dacă nu singurul, care există în literatura contemporană. Parodia este o specie care e arondată, cum știți, umorului și datorită dumnealui și încă un exemplu i-a mai fost urmat, în tematicile festivalurilor noastre a fost inclusă și parodia. Parodia care, și bineînțeles cu premiile aferente, ba în ultimul timp și gazelul. Ceea ce înseamnă o sporire, a acțiunii creatoare a membrilor noștri. În același timp, aș sublinia, am făcut-o și în scris, aș sublinia că domnul Lucian Perța este contemporan, dacă vreți, sau cenaclul de aici, este împreună cu un alt cenaclu din Maramureș, cenaclu Spinu, al umoriștilor băimăreni, țin steagul umorului aici. Este un lucru cu totul remarcabil, pentru că aceste cenacluri conlucrează, colaborează, nu se ignoră, dimpotrivă, astăzi sunt reprezentate aici prin 5 membri care au putut face deplasarea aici. Vreau să, înainte de a continua, am omis să vă spun că importanța festivalului de astăzi și a ediției jubiliare sau aniversare, pardon, este, dacă citiți sumarul acestei titlurile eseurilor și articolelor care figurează în această carte, numai două sunt în versuri, restul sunt în proză și partea a doua reprezintă adunarea la un loc a premiilor obținute în cele 10 ediții care au urmat după primul deceniu de existență al cenacului. Deci, dacă luăm titlurile, numai titlurile eseurilor de aici și aveți curiozitatea, vă rog să faceți exercițiu și veți vedea în ce constă importanța festivalului, care sunt calitățile lui, valențele lui și ce reprezintă. E o definire a lui sub forme variate, inspirate și trebuie să vă spun că printre colaboratori sunt președinții de cenacluri din țară, deci care s-au alăturat cu mesaje omagiale și cu aprecieri.
Sunt și 6 doamne epigramiste, 4 se află în sală, 2 nu sunt, dar asta arată și forța organizației noastre de scriitori, în care componenta feminină n-a fost neglijată și nici nu putea fi, și este, ne dă curaj, pentru că alături, umăr lângă umăr, iată, întreprindem ceva. Revenind la cele două cenacluri de, care au fost create, coincidența face ca numărul edițiilor festivalului și numărul anilor de funcționare, 20, să fie același, drept care Uniunea Epigramiștilor din România a hotărât, și pe drept cuvânt, nu numai conjunctural, era momentul să decerneze 2 dintre premiile sale de anul acesta celor 2 personalități reprezentative pentru umorul maramureșan contemporan, și anume Lucian Perța și președintelui de onoare al Clubului Umoriștilor Băimăreni, domnul maestru Ioan Șiman, care este domnul Ioan Șiman este poet, a fost profesor, evident, de română, dar este poet matematic. Mai bine. Mai bine. Deci, scrieți atât de bine încât credeam că veniți direct din literatură. Rondelist, sonetist, deci poet, sonetist, rondelist și epigramist. Cu aceste mari calități a condus cu strălucire, a inițiat, a condus Cenaclul Băimărean și a format, se poate spune acolo, o echipă care se vede că este unită. Este unită și au scos și o revistă, Spinul, încât credem că Cenaclul va continua avându-l mentor în continuare pe dânsul, și mă bucur că este aici și putem să-l omagiem și că se asociază și se alătură, cum a făcut-o și până acum, festivalului Vișeuan, pentru că aici probabil au fost, nu probabil, sigur au fost condiții mai bune de manifestare, de organizare, și a fost posibil și acolo. Și acolo au fost sprijiniți de Biblioteca Județeană Petre Dulfu, le-a pus la dispoziție sediu, etc., dar și la 10 ani au făcut chiar o manifestare, am fost acolo, a fost frumos, am rămas prieteni și suntem în continuare alături de dumnealor, cum suntem și de cei de aici. Așadar, să-mi permiteți-mi ca în continuare să ofer cele 2 diplome, întâi maestrului Lucian Liviu Perța, premiul Omnia, opera Omnia, scriitorului și umoristului Lucian Liviu Perța, președintele Cenaclului de Satire și Umor, Pupăza, din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Trebuie. Maestrul Lucian Perța este de o prolificitate extraordinară. La festivalul de la Bistrița au fost numai puțin de 6 volume apărute în ultimii 2-3 ani ale dânsului. Bineînțeles că a fost premiat, dar vă dați seama, dânsul parodiază orice. Orice și pe oricine, și mai ales a privilegiat spațiul Vișeuan, ceea ce e cu totul remarcabil. Deci premiul se acordă premiul pentru longevitate artistică scriitorului și epigramistului prof. Ioan Șiman, președintele de onoare al Clubului Epigramiștilor.
Pinul din Baia Mare, Maramureș. Felicitări, maestre! Mulțumesc frumos! Am spus că prin derogare de la tradiție am dat aceste două diplome aici, deoarece, după cum știți, premiile Uniunii Epigramiștilor se acordă la Buzău. Celelalte vor fi date săptămâna viitoare cu prilejul festivalului de acolo. Dar pentru că îi aveam aici, pentru semnificația acestor premii, pentru cei doi și care sunt înfrățiți într-un ideal și într-o cauză atât de înaltă, am socotit că e bine să fie omagiați în cadrul și în mijlocul celor care îi apreciază, îi sprijină și fără de care n-ar putea să obțină rezultatele pe care le-au obținut. Aș încheia amintindu-vă că la anul, pentru dumneavoastră care organizați festivaluri, poate vă gândiți să înscrieți în tematica dumneavoastră și ceva legat de Urmuz. La anul se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Urmuz, care, după cum știți, este promotorul umorului absurd, corifeu al avantgardismului mondial, recunoscut ca atare nu numai de Eugen Ionescu, ci de întreaga mișcare avantgardistă. Este o mândrie că Urmuz a fost și este român și 140 de ani de la naștere la anul. Deci două cifre rotunde. Poate puteți înscrie ceva în vreo tematică, într-un concurs. Eu am devansat lucrurile, am făcut un volum anii trecuți, pe urmă am mai făcut unul și urmează și al treilea. Apropo de Urmuz, pentru că într-adevăr este unul din mari și descinde și el, cum se spunea de către creatorii ruși din Mantaul lui Gogol, el descinde din Caragiale direct. Dar asta nu e cazul să o accentuăm. De ce vă spun acest lucru? Întâi pentru tematică. Eventual, vă gândiți, poate că merită omagiat într-un fel, dându-i chiar tema Urmuz. Nu trebuie să-l puneți în cine știe ce. Mulțumesc. Pentru că doamna Chirtoacă este aici și masiv, mi-a spus că unul din proiectele domniei sale majore va fi un dicționar al umoriștilor români, lucrare care efectiv lipsește până în prezent. În acest context, deci evoc și chestiunea aceasta, poate o putem sprijini într-un fel, pentru că și dânsa s-a devotat genului cu mai mult decât, cu asupra de măsură, încât ceea ce face este cu totul remarcabil și Câmpul Lungu din Argeș, Câmpul Lungu Mușel, a devenit un centru important. S-a născut, deși exista, dar nu era în deplinătatea forțelor sale, în ultimul timp s-a afirmat viguros. Deci, Urmuz, evident că face parte dintr-un dicționar al umoriștilor români, ar trebui, adică e obligatoriu. Cu aceasta eu v-am spus ce aș fi vrut să spun. Nu insistăm pe ce a fost, să privim înainte. Ce a fost a fost groaznic, am fost izolați, acum am ieșit, din păcate am trecut dintr-o nenorocire în alta, pentru că amenințările sunt de altă natură acum. Vor trece și astea, vom birui, cu umorul înainte de toate și cu umorul înainte marș, cum se spune în limbaj cazon. Vă mulțumesc mult că sunteți aici și să rămânem aceeași familie unită care am fost și până acum. Vă mulțumesc! Ne-a trasat drumul înainte.
dar vom încerca să mergem înainte într-un grup din ce în ce mai asfaltat, la Mișeu, cât vom putea, vom păstra placăra umorului. E nevoie și de... Nu, am o voce baritonală, nu e. Vă aminteam înainte de faptul că acest an, fiind un an aniversar, avem 20 de ani, domnișoara Anuța Pop a binevoit să organizeze financiar și numai financiar, mai ales, cum să zic eu, tot procesul acesta de editare a unei cărți, să strângem, desigur că am ajutat-o, să încropim din materialele pe care le aveam în arhivă o carte aniversară, o cărțulie zâmbitoare, zicem noi, cu ajutorul caricaturilor, cu ajutorul celor care au participat de-a lungul anilor la festival cu materiale obținute, am scos acest volumaj pe care domnul Gabriel Coșocarul, directorul editurii Grinta de la Cluj, a îndrăznit s-o publice. Desigur, după multe telefoane și bătăi de cap și indicații, mai scărpinându-se, mai plăcându-i, a reușit să o editeze, culmea, la timp. La timp, ca niciodată, chiar cu două zile înainte de eveniment, a venit și e și aici, în fața dumneavoastră. Nu se putea, domnul Coșocaru, să nu vă asărâva timpul. Timp, gândindu-mă la lansarea mea de atunci cu plăcintele. Domnul Gabriel Coșocaru. Dintre cei care a participat și la prima ediție a Zâmbetelor în Priera cu 20 de ani și așa cum știe toată lumea dintre dumneavoastră, lucrurile solide, firești, normale, valoroase se pot realiza numai prin ideea de continuitate. Asta am vrut să demonstrăm cu acest volum, continuitate și pentru faptul că am editat acum 10 ani prima, așa zisă, ediție, carte despre Zâmbetele în Prier. Sigur, între timp a fost și cartea cu Madrigalele. În spatele acestei acțiuni editoriale a stat o echipă întreagă care a fost coordonată de către doamna Anuța Pop, care de altfel a și îngrijit această ediție. Sigur că, așa cum se spune, omul din umbră a fost Lucian Perța. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre faptul că este o mare performanță faptul că acest festival a avut o continuitate de 20 de ani. De ce? Pentru că orașul Vișeu nu este un oraș mare. Această performanță nu a putut să se întâmple în așa zisele metropole pe care le avem, bine, nu vorbesc despre Cluj, fără doar și poate, și trebuie să ne gândim la faptul că, existând această nedorită situație din perioada sanitară care ni s-a impus, ar fi existat pericolul ca edițiile din anii precedenți să nu se țină. Dar iată că s-au ținut, iată că e o mică demonstrație de forță, dacă doriți, și pentru noi, toți cei care participăm aici, ni se oferă o doză de optimism. De ce? Pentru că în viață nu trebuie să te lași dominat de tensiuni, nu trebuie să te lași dominat de
greutăți, de situații dificile prin care treci, ci trebuie din când în când să știi să râzi, să te bucuri și să te simți bine, ceea ce cred că se va întâmpla în aceste zile la Vișeul de Sus. Mulțumesc! Ai văzut? Știam că nu se poate să fi terminat. Datorită faptului că ne aflăm la această a doua, zecea ediție, am hotărât împreună cu domnul Perța lansarea în cadrul editurii Grinta a unei colecții de cărți de epigrame pe care o va coordona Lucian Perța. Și vă așteptăm să ne căutați cu încredere. Colecția se va numi Colac peste pupăză. Completarea celor spuse de domnul Cășocaru, care îi mulțumim. Dragii mei, colecția va cuprinde numai cărți de epigramă, desigur că... Da? După ce am prezentat de emoție, cred că s-a văzut că eram copleșit de emoție, că am văzut de lungă. Revedere. Am uitat să spun un lucru esențial. Printre noi se află în afara celor din cenaclurilor noastre și doi iluștri reprezentanți din moldoveni, din Republica Moldova, celebri Ion Diviza și Gheorghe Bâlis. Sau imi... N-a fost o scăpare cu intenție, cred că își dau seama, dar apreciem ca de fiecare dată efortul pe care îl fac de a ni se alătura, de a fi împreună cu noi într-o frățietate nedezmințită. Le mulțumesc din suflet. Domnul, oricum aș fi scos eu aceasta, aș fi că e o regie, fiindcă dânsii vor fi premiați și când i-aș fi premiat, atâtea aș fi lăudat și aș fi spus, domnul, mulțumită dumneavoastră, festivalul nostru național are și participare internațională. Păi de ce credeți că v-am chemat? Pentru ce a scris? Nu, domnul, reprezentați o țară! Mulțumesc! Da, vă rog. Cu un corectiv, participare internațională a spus. Da. Ei nu sunt altă țară, ei sunt... Sunt aici, simțim că nu sunt din noi altă simțim, țară. Dar ne simțiți în care eu am pus granița acolo. Știți dumneavoastră, glume, noi... Eu de când am văzut, am simțit. Duhneaua, geniu, și de-am și chemare. Noi de multe ori Ucraina s-o sfinte, nu? Și ai ghez blând, și ai ghez morcov. Dragii mei, îmi pare bine. Îmi pare bine că orice scăpare se repară la timpul potrivit și de aici oameni și fără scăpări, dar pe rând. În completare la cele spuse de domnul Cojocaru, da, într-adevăr, cartea e o reușită, e nemaipomenită și tot dânsul ne-a scos și acum 10 ani și să sperăm că o să scoată și înainte. Și despre cum s-a, și de acum încolo, că o să nu ne lăsăm așa. Vreau la anul să vă propun să recuperez, să valorific gazelurile, gazelele, cum zicea cineva. Gazelele astea trebuie adunate într-o ciurdă frumoasă, așa pe care vreau să o fac eu așa și să o dăm așa pe savanele umorului. O să încerc să încropim la anul într-adevăr un volum de gazelurile care au fost prezentate în concursul celor. Anul viitor vor fi 5 ani de când avem și cred că avem suficient material. Dacă nu mai stăm încă un an, până când o să zică domnul Cojocaru că sunt suficiente. Că și aici au fost, să știți că au fost mult mai multe materiale decât cele cuprinse, că au fost foarte mulți colegi și prieteni și cunoscuți care ne-au trimis și reclamații și sugestii, dar nu au căput în carte. Aici am zis că aici am cam mai laudele, că altfel ar fi fost așa, foarte multe materiale au fost. Dar eu cu domnul Cojocaru am știut și cu domnișoara Anuța, am știut să le triem frumos și am zis asta, da, asta, nu, asta, da, asta, nu. Și a ieșit ce vedeți dumneavoastră și ce o să vedeți acolo. De pe acum vă spun că la sfârșit premianții vor primi desigur în poșul ăsta, în ăsta, în ce trestut ce în pachetelul ăla, da? Au cartea,
așa că să nu mai năzuiască și la alte, dar ceilalți membri, ceilalți participanți de dumneavoastră să nu ieșiți fără o carte. Cărțile vor fi acolo, le oferim gratuit, dacă n-aș lucru câte sunt pe masă, cadou, desigur, cadou și amintire, să o puneți amintire acolo, că odată la 20 de ani se dă așa ceva și nu plecați fără să luați o carte până pe gratis, că poate de mâine ne gândim. La fel, aici vedeți diferența, aici aveți niște cărți pe care vi le oferă cu drag domnul Mihai Sărcuțan, vicepreședinte unei piramiștilor, și domnul Laurențiu Ghițe, care este directorul revistei Epigrama. Dar din păcate ei se mai da. Poftim? Gratuit? Cartea e gratuită, autograful costă, să știți. Autografele sunt între 20 și 25 de lei. Și să știți că merită, că au zis că au stiroc cu peniță de aur. I-a costat foarte mult treaba asta. Vă mulțumesc. Acest moment mercantil fiind depășit, sunteți bine informați în ceea ce privește ce avem. Să vă spun ce-a fost. Cât a fost. Dragilor, ca să vă spun ce-a fost, nu vreau să vorbesc despre ce-a fost până nu o să-i dau cuvântul unui membru al juriului, că la de spaimă nici nu a venit. Domnule, ăștia, dacă ajung la bișeu și văd cum a fost festivalul ăsta, nu vin. Râdem și glumim, dar domnul va joga din considerente absolut regretabile de boală, n-a putut să vină. Dar domnul Daniel Bratul, cel membru al cenaclului, al juriului, este aici și vă stau și eu la dispoziție după ce îl bateți pe el. Câteva cuvinte de... Vezi ce spui, că se înregistrează. Domnul Lucian Preț, acest aiatolah al parodiei românești, m-a prevenit târziu că trebuie să spun și eu, să povestesc despre jurizare, și m-a pus într-o postură inedită de țap ispășitor sau maur care și-a făcut mai mult sau mai puțin datoria. Mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. Este printre puținele dăți în care am intrat într-un juriu și mai mult am fost participant, mai mult fără succes decât cu succes. Aici la Zâmbete în Prier, apropo de cifra 13, care este norocoasă pentru acest festival, am câștigat la secțiunea parodie locul al doilea într-o apropiere deosebită, generoasă, adică ex-eco cu domnul Gârda, domnul Petru Ioan Gârda. Și apropo de textele primite, vă spun sincer, deci au fost numai pe bază de moto trimise, habar n-am avut cine este acolo, cine este sub aceste texte. Țin să vă spun, pe lângă onoare am avut și satisfacția să le jurizez, dar această satisfacție nu a fost destul de împlinită, în sensul că nu am reușit să depistez cine este sub acel sau sub acele moto, și am jurizat în consecință și necunoștință de cauză, de nume, de cauză. În acest sens, eu cred că textele au avut mari diferențe între, au fost mari diferențe între texte. Au fost texte care nu ar fi, adică ar fi fost mai bine să rămână foaia albă și în felul ăsta s-ar fi salvat niște copăcei, niște păduri. Am notat, acum recunosc, și cu minus 1. Bine, ceilalți nu știu. Eu zic că ce este aici, nu, domnul Bunduri poate să vorbească, nu ne afectează. Dar în consecință, cei care sunteți aici și care n-au putut ajunge, dintre premianți și menționați, eu zic că sunt niște texte deosebite și care s-au
adaptat temei sau temelor propuse. Țin să mulțumesc încă o dată și domnului Persa și celorlalți, fiind în consens cu, așa cum se spunea odată, antevorbitorul meu. Și deși domnul Perța nu a vrut să-mi dea voie, am negociat, nu știu dacă, să spun și eu un text, un rondel. Că e mâine 1 mai și atunci să spun un rondel de 1 mai. Eu știu că o să mă înșeli de 1 mai, frumos și tânăr îți va bate în poartă, bolborosind la balalaica spartă, mai bine decât mine, hai di hai. Ori un haiku în ureche, mai cu artă, de-ți va șopti la umbra de bonsai, eu cred că o să mă uiți de 1 mai, frumos și tânăr îți va bate în poartă. Dar până atunci, atât îți spun, davai, precum soldatul rus la Marea Moartă le cere vodka sfinților din rai. Așa și eu vreau cana fără toartă, cu bere, mici, muștar, iar dacă n-ai, mă duc să defilez cu o pancartă. Eu cred că o să mă uiți de 1 mai. Mulțumesc. Deși a zis el că a dat și note de minus 1, am pus-o în 0 acolo aici. S-a rezolvat și mulțumit aceste rezolvări. Mi-a dat multă bătaie de cap. A dat niște medii cu sutime înfiorătoare ca să fac media generală. Am rugat-o pe doamna Maria Băcioc știe cât ne de 3 ori să cotea, că nu ieșa nici cu media. 3, 234, cu 3 sutime acolo cu chestii. Dar am rezolvat-o și vedeți, sunteți toți bine, sănătoși, toți premiați aici, unul mai de hai ca altul și așa trebuie să fie și va fi în viitor. Mulțumim oricum pentru tot ce ai făcut și să sperăm că vei mai și face, fiindcă așa cum ai zis, cum ai și la prima ediție, ai prins gustul și parcă văd că la a doua te înfici singur. Dragilor, vă mulțumesc, v-am destenuit cam totul ce s-a făcut, dar acum e timpul să și răsplătim această facere. S-au făcut multe, s-a scris frumos, așa cum a spus, s-a scris bine și mult. Cei care o să aveți revista o să vedeți că o participare a fost, ca de obicei, numeroasă, deși a fost pandemia și lucru și greutăți, oamenii noștri, cum ar veni, abonații noștri, cum zicea cineva, au trimis materiale și au fost răsplătite cu diplome. Secțiunile, așa cum le cunoașteți, au rămas aceleași. Secțiunea epigramă, secțiunea parodie și secțiunea gazel. Din considerente tehnico-tactice și de luptă, n-avea ce să mai lauze. Le-am pus în volum, ați văzut și dumneavoastră și domnul Corbul l-a lăudat, e bun. A fost bun, dar atât a fost. Mergem mai departe cu gazelurile și cu cele care spuneam, epigrama și parodia. Și începem cu epigrama. La epigramă, anul acesta, premiul întâi, oare așa se iau de sus în jos? Cum vrei tu? Iau de sus, să jos, că păi, așa, să se desumple, așa. Premiul întâi la secțiunea epigramă se acordă domnului Petru Ioan Gârda de la Cluj-Napoca. Iar, fiind mai aproape. Din partea mea această hârtie, din partea, da. Trebuie să zic acum sau... Da, acum, fiecare cer rugămintea, din considerente de timp. O să încercăm așa să-ți facă și poza, să stai acolo cu el. Să nu ne întindem mult, cam 2 epigrame maximum de ăsta și cine e la parodie să ne scuze, dar e destul să zâmbească, să facem o poză și destul, că n-avem timp, să rog. Vai. Te rog. Pe care s-o zic, pe aia cu vișeu sau... Aia bună, băi, aia bună. Aia cu parodie. Vezi, aia care...
După Paște, că tot a fost săptămâna asta, am continuat sărbătoarea la serviciu. Eu vin când vacanța e gata cu drobul, finețea mătăsii, carnea de miel de la tata, iar șeful cu Paștele măsii. Mie mi-a șoptit o păstăreacă că luam ceva premii la celelalte secțiuni, firește că țelul a fost locul întâi la toate și nu mi-explic de ce semi-eșecul ăsta, până când am ajuns în oraș. Explicația, eu nu sunt cârcotaș, firește, la bârfe nu plec cu rechiuța, dar în tot orașul se vorbește că s-a băgat pe fir firuța. Nu mai vezi tu premiul întâi la anul. Cu păzac și să ia de la Maria să semneze. Vă rugăm frumos premianții să treacă și pe la doamna Maria Bocioc ca să primească și un pliculeț cu un praf în el. Îi mulțumim într-adevăr domnul Gârda a reușit anul acesta ce anul trecut a reușit domnul David de la Orăștie, e aici prezent și la timp potrivit o să spun, a reușit să ia premiul pe la toate secțiunile. Deci și polivalent. Da, poftim? Da, nu mai ajung, că numai luat premiul întâi aici, premiul doi dincolo. Deci nu, cum a zis, nu a luat chiar la toate cum s-a așteptat și nici nu e bine să aștepte la toate, că doar nu e omul orchestră. Dar e bun. Tot premiul întâi, așa ar fi trebuit poate să încep cu dânsul, dar tot așa din considerente, cum zicea domnul Corbu, că suntem de-a noștri, nu mai facem diferențe de, se acordă domnului Gheorghe Bâlici de la Chișinău. Și revista vă stă la dispoziție, să vedeți că am apreciat just, sunt cam de aceeași valoare. Bine, pe aici, pe acolo, multe, dar cam de aceeași valoare. Valoarea e foarte bună și tu ești valoros. Gheorghiță. Nu-i dai primul lucru. Da. Nu, e de-a nostru, rămâne cum ai zis în corpul, e de-a nostru și gata. Înăuntru ai de astfel, da, și ai și cartea și tot. Numai la doamna dincolo să duce. Vreau să menționez următorul lucru. Chiar e bine că se jurizează fără nume, doar cu motor, pentru că așa mai iau și eu premii. Da, decât la teu. Un Catren, armata rusă e liberatoare. Din țara unde mult îi place, nu pleacă rusul cât nu-i pace. Dar știe și întreg apusul, nu-i pace până nu pleacă rusul. Și un catren dedicat țarului rus. Fiindcă împarte ca un frate, în toate țările dreptate, nu are Putin nicio vină că în țara lui e așa puțină. Mulțumim. Dragi, acești oameni ar putea să vă țin o seară întreagă numai în epigrame, dar eu sunt tatăl, eu sunt vinovatul, am zis două și două să fie. Să nu se spere parodiști, că și eu să citească. Am văzut că aveți emoții, nu. Mi-a făcut remarca și plec. Nu. Acești oameni ar putea să vă țină o seară întreagă, nu numai cu epigrama. Unii da. Dragii mei, secțiunea epigrame, premiul 2, se acordă domnului Florin Rotaru Buzău. Să vă spun câteva lucruri. Domnul Florin Rotaru, cum îi spuneam și aseară, a fost ultimul candidat la titlu. În ultimul moment a trimis materiale și de aceea l-a numai primul 2. Că dacă le trimitea din timp și le citeam ca lumea, poate l-a primul 1. I-a spus, e vina ta. Îți mulțumim oricum. De altă dată să le trimiți cu o zi înainte de a începe concursul. Sau o zi după. Deci, mai de două subiecte. Și justifică-te acum, te rog. Da, o să vă citesc două epigrame. Deși prietenul Petrică Gârda m-a rugat să nu citesc ce am trimis la
Nu, că s-ar putea să ai obiecții. Să citesc la pușură. Asta este în afara concursului. La căsătorie. Fata nu era săracă. Dimpotrivă, chiar avea 4 porci, găini, o vacă, doar un bou mai lipsea. Din concurs a fost o temă inedită. Astăzi stan, mâine capitan. Trebuie să fac cercetări să văd ce înseamnă. Femeile și militaria. Sunt colonel pe funcția dorită și solda mi-a crescut de acum un an. Doar soața îmi reproșează plictisită. Mai mare o are capitanul Stan. Și, dragilor, tot la premiul 2 la epigramă, am bucuria să vă spun că veșnicul și nemuritorul Nicolae Bunduri e printre noi! Nicolae Bunduri din Brașov! Aici la tine n-au fost obiecții, toată lumea a zis că ești de premiul 2. Dar la anul viitor vă facem așa, trebuie să nu invităm premiul 1. Ca să fiu cât se poate de sincer, nu mă deranjează că am luat doar premiul 2. Cel mai tare mă deranjează faptul că premiul 1 l-a luat pentru cârta. Am stat în dubiu ce să citesc și am zis să nu vă plictisesc cu epigrame bune. Voi citi ce am trimis aici. Deci la tema azi Stan, mâine capitan. Nici eu n-am înțeles ce vrea să zic. Stan mățitul. Cum toți mă știți, un simplu Stan ce frunte astăzi tot scandalul. Degeaba-s mâine capitan, când soața mea e generalul. Apasarea soacrei. De soacra mea cu chip de Stan vă spun cu mare bucurie. De ajunge mâine capitan, eu voi intra în pușcărie. Mulțumim. Să trăiți și pe la doamna Maria. Domnilor, și am ajuns la și doamnelor, am ajuns la premiul 3, la secțiunea epigramă. Se acordă premiul 3 domnului Grigore Cotul Șanț, Bistrița Răsăud. Pe tava de argint. Și justifică-te. Da. În primul rând, azi dimineață, la 5:30, m-a sunat șeful, confundându-mă cu domnul Coța. Dormă, mi-am dat seama că de la Cluj, din Satiricon, venim 4. Și am zis că asta nu mai e o invitație. Ce facem noi prin venirea noastră la Cluj? Aici e operațiune specială. Da. Acum, bineînțeles, fiind invidios pe locurile 1 și 2, o să zic că următorul catren, scris mai de mult, tot invidios fiind, îi consolez pe cei ce vor un mare premiu la umor, spunând că mie mi l-au dat exact când nu l-am meritat. Referitor la ce mi-ați dat aici, aș avea următorul catren. Sunt consolat, m-am consolat, dar foarte trist că am constatat de-a lungul vremii puteam să ajung epigramist, de nu primeam atâtea premii. O să avem grijă. Dragii mei, tot premiul 3 în epigramă se acordă domnului Grigore Chitul. O prezență de când ne știm aici și sperăm să fie încă mult timp de acum. Premiant 1, premiant 2, era timpul să iei oată și un premiul 3. Mulțumesc! Am să citesc două epigrame, una legată de politică, sper că nu are legătură, sărăcia și politica de Ignat. Când de cărnați îmi vine dorul, lihnit din piață mă întorc,
și apoi deschid televizorul. Că dau din ce sunt și un poet. Acum, care e mine, de acum. Și unui poet veleitar. Acest poet, dorind să-și facă un nume, ne-a spus transfigurat, cumpăr-vă-l voi, că avea o groază de volume. Și abia atunci ne-am speriat și noi. Nu te speria, ia pupăza și trece acolo, da. Și, dragii mei, anul acesta am reușit să... Adică ne-am străduit să oferim și diplome pentru cei care au fost foarte aproape de premiu și le-am acordat mențiune. Până acum n-am făcut, dar era jenant, adică să fie premiul, să zicem, la 8 și să fie unul cu 7,99 și să nu aibă nimic. Și așa că am acordat și mențiuni. Credeți-mă că toate mențiunile pe care o să vi le spun acum sunt demne de premiu. Dar din considerente financiare, mențiunea nu se plătește în jenanta sumă pe care putem să o oferim. Dar jenantă, nejenantă, deocamdată vă rog să o primiți cu drag, că e din toată inima. Mențiune. La secțiunea epigramă se acordă domnului Valentin David Orăștie. Dânsul este premiat și la secțiunea volum, la timpul potrivit o să primească acolo, vei primi plicul cu bani, aici numai strângeri de mână, diploma pentru mențiune. Îți dăm acum pupăza, dar să nu ceri și când te premiem, nici gârda și ceilalți, să nu ceară de două ori să umble cu șmecherii, să ia două pupeze, sau trei, cum are domnul Gârda, trei pupeze ar trebui să ia. Da. Și chiar că poți, și pentru că se află pentru prima dată la noi în localitate, chiar dacă are mențiune, sau chiar pentru aceea că nu ia bani, poate să spună două epigrame. În această idee am și scris astă noapte la ora 1. Când ți-am dat eu telefon, vezi, poate vii fără epigrame. Nu știu, sunt pentru prima dată la liceu și am și scris cu ocazia asta o epigramă. Cu greu ajuns am la Bișeu, visând mâncare, băutură, dar domnul Perța, cu tupeu, mi-a dat din start o piatră în gură. Păi da! Am zis în prima dată la Bișeu, trebuie. Tot așa de șocat am fost aseară când mi-a dat lată de pupăză din două țițe. Deci tot la mine mi-a pus lată de pupăză. Deci eu sunt din Orăștie și avem și acolo pupeze. Deci așa, o pupăză din Orăștie e amatoare de tărie. Aici însă, din păcate, doar parodie și lactate. Mulțumim și... anul trecut, domnul David a fost extraordinar. A reușit să ia premii pe tot locul. Premiul 1 la epigramă, premiul 2 la parodie, premiul 2 la gazel. Dacă era încă madrigal, lua așa acolo, noroc că nu a fost. Și îi l-am oferit pe toate cu drag, fiindcă nu trebuie să dă niciun ban. Am dat numai diplome. Fără nimic și le-am dat. Dar acum știu că a prins gustul laptelui de pupăză și să vedeți dumneavoastră că va fi de acum o prezență vie în viitor. Tot mențiune la secțiunea epigramă se acordă domnului Ion Diviza Chișinău. E, vedeți că putem să acordăm cu drag. La fel, cei care au revista o să vadă, mediile sunt foarte apropiate. Ne pare rău că... Mie îmi pare bine că nu-ți pare rău. Și te rog frumos, două epigrame. Întâmplare fericită la Chișinău. Pe bulevardul Moscova, un rus, când m-a călcat aseară cu bocancul, eu foarte recunoscător i-am spus: ce fărășo că nu sunteți cu tancul. Asta e de premiu, băi. Și soacra la tratament. La odihnă când pleca, eu cu milă creștinească i-am urat în sinea mea: Dumnezeu să o odihnească. Da.
domnul Diviza, știți dumneavoastră, nu e de mențiune, da? S-a grăbit și ne-a trimis în ultimul timp. E o prezență de la, cred că de la a patra ediție în mijlocul nostru și va fi în continuare, că vorba domnului Corbu, ce ne desparte nu e graniță, suntem, vibrăm pe aceeași lungime, de unde suntem de același sânge. Și sperăm să fie și în continuare așa. Mai avem o mențiune la secțiunea epigramă. Domnul Alexandru Gexe de la Brașov, care n-a putut să vină, dânsul a mai fost la noi, dar o să rugăm pe domnul Buduri, pe domnul Nicolae Buduri, să -i ducă premiul, fiindcă îl merită cu prisosință. Ce? Nu mai știm. Da, deci diploma și îi dăm totuși, dar atenție, să-i duci și laptele de pupăză întreg. Îi dau telefon. S-o sosi laptele, cu ăla cu poți să-l mânci. Să-i dai telefon până la ora 2. Da? Că de că s-ar putea după aia să nu mai atie. Îi mulțumim. Domnule, că dacă citește ceva, o să ziceți că nu salut domnul Gexe. Lăsați-l așa, e bine așa. Și iată-ne, avem la epigramă un premiu special, un premiu acordat pentru cea mai savuroasă epigramă, în sensul că jurul a zis, domnule, e cineva care nu a luat premiu, dar a scris o epigramă care, zicem noi, ar putea să fie de 10. Și anul acesta se acordă premiul domnului David Valentin. Maestre, îmi pare foarte rău, dar care, unde este? Vrei să o citești tu sau o citesc eu? O să vă spun de la început, nu o citesc eu, las pe el să o citească, e aici, scrisă cu litere, așa, Albine, ca să o vezi și tu. E puțin misogină, dar să știți că e adevărată, citește. CV. Femeile să urce în ierarhie, își scriu CV să-și facă șeful praf. Timidele, pe o coală de hârtie, pragmaticele, nu mai trece așa. Misogenul! De-aia am primit-o! Bravo! Țin așa! Spăle-o cearceaful! Diploma! Îmi place că putem continua cu această tradiție, să acordăm și câte o. Am zis, nu e cea mai bună epigramă, e cea mai savuroasă. Și acum să ne fie cu iertare, dar jurul a fost alcătuit din trei bărbați, doamna Mândru. Și ce ați vrut? De altă dată o să vedem. Poate nu o să fim chiar așa. Mai îngăduitori. Dar cu alt cearceaf. Bun. Dragilor, am reușit să ne descurcăm frumos, după cum vedeți, cu epigrama. Nemulțumiri încă n-am, nu sunt, reclamații n-am primit și putem trece zâmbind spre parodie. Secțiunea parodie și anul acesta a fost bine reprezentată, deși o poezie destul de complicată a fost supusă parodierii. Dar așa cum v-am obișnuit, noi nu parodiem clasici, am încercat și cu clasici și contemporanii, dar nu merge, că după aceea le urcă la cap și nu e bine. Am parodiat din nou un clasic și a ieșit material frumos. Premiul întâi la secțiunea parodie se acordă doamnei Mirela Grigore Buzău. Care misoginismi aici? Am înțeles când a vorbit juriu că din întâmplare mi se acordă locul. Dar știți că parodia din întâmplare totdeauna. Toate parodiile sunt din întâmplare. Absolut din întâmplare. Dacă nu ne-am fi întâlnit, absolut din întâmplare. Absolut din întâmplare. Prima dată aici am fost premiată la Vișeu când am intrat în rândul dumneavoastră, mă simțeam atunci ca în cușca leilor.
pentru că mi-am dat seama că sunteți cu toții niște epigramiști redutabili, mi-am căutat alternative, iar poezia umoristică mi s-a potrivit mănușă. Dacă în urmă cu ani, în 2016, am luat mențiune, iată-te la jubileu, ura! Dar cu, și o poză, și parodia o poză spre, da, și parodia de premiere, da, și o poză spre domnul. Încercați domnul Ghilezan special să acolo să vă facă poze. Acum cât este gratis, fiindcă dânsul e profesionist, altfel. Vă rog. Deci parodia. Parodia, da, parodia, ca să se vadă de ce a luat. Deșteptarea soțului. Eu am fugit de acasă, mi-am părăsit, iată acolo. Mi-am blestemat și clipa când noi ne-am cunoscut, dar după a mea plecare, țipatul de scăpit. Și în prag, iun dute, vino de mai lipsește dracul. Mi-ai cheltuit averea pe boală și malacol. Să fii mireasa lumii, să fii în pas cu moda, iar eu, ca ginerică, am fost precum un vodă. Și în ochii tăi fusese doar băgut din Brașov. Când te aprindeai ca focul, ardeai în carne vie. În căsnicia asta am fost mereu nou. Și în ani ai fost o doamnă sub umbra de la nuc, scriind poeme lumii când eu săpam la vie. Zi de ușă sau domnul mă trezi. Ecoul umilinței bătea la poarta vremii, iar tu, ca trubadurul, pe rimele poemii, m-ai înșelat cu alții. Adio, orice ar fi. Mulțumim, dragilor, înainte de a merge mai departe, pentru că mulți dintre noastre nu cunosc, știți asta că o parodie nu poate fi pusă valoare decât cu poezia. Dați-mi voi să vă citesc poezia, după aceea când vor citi premianții parodia, să vedeți de la ce au pornit și unde au ajuns. Poezia, Odaia bunicului, de Ion Pilat. Nu s-a clintit nimica și recunosc atacul bunicului pe care viu nu l-am cunoscut. Rămase patul simplu și azi nedesfăcut și ceasul lui pe masă și-a mai păstrat tictacul. Văd rochia bunicii cu șal și malacov, văd uniforma veche de ofițir la modă, pe când era el juncăr de mult sub ghica vodă, când mai mergeau boierii în butcă la Brașov. Și lângă bățul rustic tăiat în lemn de vie, văd putina lui unde lua băi de foi de nuc, a scârțit o ușă, un pas și aștept năuc, să intre aici bunicul dus numai până în vie. Un ronței de șoareci sau ceasul mă trezi. Ecou își fac în taină ca rimele poemii și ceasul vechi tot bate tic-tac la poarta vremii și șoricelul roade trecutul zi cu zi. Deci acum sunteți în temă și parodiile care vor urma le puteți pune în balanță cu ce ați văzut cu originalul, adică cu poezia. Mulțumim, doamne Mirela. Tot premiul întâi la secțiunea noastră, iarăși o prezență nouă în mijlocul nostru, doamna Daria Dumescu de la Iași. Vă rog să pot. Tot o doamnă, doamna... Da, sigur că da. Era apropo din Catrenul domnul Dar. Da, desigur. Suntem noi bărbați. Da, sigur. Da. Femeie bărbată. Și noi vă mulțumesc. Și să vă rog să vă citiți. Parodia dânsei e extraordinară, în sensul că, să vedeți dumneavoastră, un alt registru. Deja e argou. O să vezi ceva deosebit. E deosebită. De aia aș lua premiul întâi. Eu o să trec direct la parodia. Poet de o zi. Hai că Miranda aici ca să-ți arăt atacul. Că vine copitarul și el m-a cunoscut. Stăteam în caiaș banii, în pat nedesfăcut, cu un ceas jucar la mână, parcă iau tic-tacul. Hai ștepelește-i boarfa, chiar dacă-i malacov. Ce, tu mâncați-aș gura, nu poți să fii la modă? Ia și tabloul la bengos cu ghica vodă, manglește-i tabachera și-o ștergem la Brașov. Tot ce-am șparlit vom duce la Puchinos în vie, că stăm atol tot timpul pe un frunzar de nuc, iar tu, ascultă, mucles. De nuc, devin năuc și dacă-s pe nasoale, nu-mi scap din mânărie. Stai hacanaca, micu, de-apuca se trezi, mi-e teamă că-mi șutește picioarele poemii. Știi,
Știi tu ce aș vrea, Pirando, să fiu de-a lungul vremii? Pe șatră bulibașă și un poet de-o zi. Extraordinar! Extraordinar! Mulțumim și noi! Vedeți? Vedeți ce poate să facă parodia din, din poezie? Dragilor, la secțiunea parodie premiul 2 se acordă cu drag domnului Grigore Cotur. Că s-a dovedit de-a lungul vremii, a luat premii întâi nu știu câte. Acum... Grigore Cotul, din același șans, din alt șans, dar tot din Bistrița Năsăud. Din alte motive. Da, alte motive. Mulțumesc mult. Parodia mea se intitulează la All Inclusive, pentru că avem bunul obicei de a merge la Bulgari. Și am zis așa, m-am dus cu o mașină și am trecut cu bacul la Călăraș și Listra o oră și un minut. Eu n-am mai fost, dar sincer, am fost satisfăcut să pot să admir în jurul că se mergea carat. Am pus cu mine acte de acasă un hrisov, să vadă și bulgarii că-s fiul de țepeș vodă și ajuns la 4 stele în camera comodă, aveam în jur de toate, ca la începutul eu. Pe plajă și în piscine, femei mai mult de 1000, iar eu în slipul Gucci mă tot plimbam năuc, în gând tot repetându-mi că dacă mă mai duc, un loc mai bun ca ăsta nu are cum să fie. Am stat o săptămână, dar nu m-aș mai trezi din visul ăsta magic, la griurile vremii, dar tot regret un lucru. Am pus, precum boemii, mai mult de 1 kg pe mine în fiecare zi. Parodia, dragi, parodia. Ce să mai... Și inevitabilul Petru Ioan Gârda, cum v-am spus, acest cumulard, acest om care... E un gest pe care totuși să nu aplaudați, că e invidia. Vedeți cum o dați invidia. Domnul Gârda, vă rog frumos să luați măsuri. Să citiți parodia și dar numai cu diploma în mână și să faceți bine domnului, să câștige și el un ban. Da, că nu vi cere acum, după aceea o să vicea. Fetița tăticului de Ion Tupilat. N-am mai trimis nimic ca de 6 luni babacul. Mă întreții iubito de când ne-am cunoscut. Nici taică tu se pare nu este mai avut, dar te iubește tare și îți dă cam tot, săracul. Mai fă și tu mai dier economii la ruj și nu-ți mai face haine prea scumpe după modă, să ne rămână banii cât să băgăm în scodă și să ne mai permitem chiria de la Cluj. Nici sora din Canada de vreme nu mai scrie, probabil că dorește să ajung la Balamut. Îmi vine câteodată de cap să mă apuc, sătul fiind iubito de atâta sărăcie. Să știi că dimineața nu-mi vine mă trezi, că-și te iubesc din suflet și aș vrea să fii bogată. Să nu depinzi de acum de mamă și de tată, dar cum să merg la muncă în fiecare zi? V-am spus, juriul a fost foarte drept. Parodie premiabilă. Și am ajuns la premiul 3. Iarăși un domn care a îndrăznit în alți ani să urce chiar pe culmele parodiei, a avut și premiul 1. Acum, din păcate, nu mai fost. Premiul 3, domnul Mihai Hai Vasiaș. Bine că ai venit, gata, l-am liniștit. Te-a liniștit. Poza la domnul. Zâmbește, bă. Să nu-i faci din profil, că nu iese bine. Cărcotașii, mă rog frumos. Eu pot să ridic tonul fără... Nu ridica, că ridic eu ăla. Ascultăm parodia de pe locul 1. Da. Și o expresie de a domnului președinte, că sunteți Ayatollah, eu v-aș numi Bulibașa. Pentru o zi. Pentru o zi. Pentru o zi. Odaia poetului. Nu am mai scris vreo strofă, căci mă lovise trapul. Așa că oscilase pe un vers necunoscut,
volumul meu cel falnic și azi nedesfăcut, să lângunceați pe masă ce-i tremură tic-tac-ul. Visez o nouă muză la mine în alcov, îmi lepăd iute fracul, ieșit de mult de modă, și cizmele greoaie ce-ți demne de un podă, ca să-mi lansez atacul spre juna mea în mov. Apoi au iarăși tocul, ce tinde să învie, și dintr-un vers, poemul lipsit de orice trup, încearcă să-l încânte pe spiritușul foc, vrând să-l aduc la mine, pe arip de fantezie. Dar gongul deșteptării din visuri mă trezi și sper că o doamnă vală noi diplome cu premii, că jurul meu se spală pilat în clubul premii și această parodie așteaptă ce va fi. Premiul 3! Asta a fost, îi mulțumim! Tot premiul 3 se acordă doamnei Ani Drăgoianu din Țânțăren Gorj. N-a putut să ne să ne onoreze cu prezența, dar o să-l rog pe domnul Vulpașu să-i înmâneze această diplomă și acest premiu. Nu-i faci poze, că nu e Ani Drăgoianu. N-a fie. Mulțumim. Ani Drăgoianu, vă amintiți, e o prezență albă aici, în primul rând, la toate edițiile, închideți ochii și vă amintiți, totdeauna în conflict cu părinții, cu niște domn popi, care aflând că ea n-a venit nici ei. Îi mulțumim, oricum, pentru participare și, cum vă spuneam, am reușit să acordăm în acest an și mențiuni la această secțiune, fiindcă, într-adevăr, parodiile au fost ca valoare foarte apropiate și mi-a durut inima să nu putem acorda măcar o diplomă. La mențiune la secțiunea parodie se acordă din nou un om care a luat o piatră în gură, sper că nu o să mai zic aceeași chestie, domnului George Eftimie din Buzău. Te rog să-ți arăți dantura să se vadă că nu ți-am... Renovare. Iubita mea de o vară și-a renovat iatacul și noua înfățișare nici nu l-am cunoscut. A dat afară patul așa nedesfăcut și ceasul de perete c-o enervat tic-tacul. Adică o pustă verde cu șal și malaco, nimic din toate astea nu este azi la modă, a pus pe foc șareta din vremea ghicăi vodă, că astăzi cu BMW-ul se duce la Brașov. Și a pus și o pustiță de mori și de învie, cu rugămintea caldă ca să o sui în nuc. Mă uit la chiloței cât ața și năuc visez la acuplare pe frunza de la vie. Un zgomot de portiță din vise mă trezi, se învârt în cap rotițe carinele poienii, un tunet se aude cerând schimbarea vremii și a intrat soția cu ordinea de zi. Dragilor, aceasta e parodia. Când intră soția, se întâmplă parodia. Foarte interesant. Foarte interesant. Tot mențiune la secțiunea parodie, domnului Vasile Larco din Iași. Domnul Vasile Larco, la fel, ne-a onorat cu prezența pe podium în fiecare an. Anul acesta o să vedeți că și la cărți. Dar aici nu prea. A fost, cum să zic, într-o pas, așa, sau într-o lipsă de inspirație. Când pleci, te rog frumos să nu uiți să-ți dau un pic de lapte de pupăză pentru inspirație. Inspirația pentru jur. Poți să primești acum pachetul, că când o să primești ca atunci la carte, nu o să mai... Să nu încerci să întinzi mâna numai. Știți, parodia asta două epigrame. Eu ce zici, ce vrei tu? Ce mai scurt? Ce vrei tu, numai eu aleg. Două epigrame-s mai rău. Privind în jur,
În lumea asta proscroită, cu frumuseți în evantai, mă duc atâtea în ispită, de nu am cum să ajung în rai. Aniversarii cu prieteni. Petrecerea a fost precum la bal, cu dans, discuții, veselie, dar ghinion pe un domn, căci la final plecă și cu a mea soție. Mulțumim! Tot mențiune la secțiunea parodie se acordă domnului Laurențiu Ghiță, București. Tot la fel, domnul Laurențiu Ghiță este o prezență, sperăm, nelipsită, a fost și a venit de acum în mijlocul nostru, nu de alta, dar este și redactorul șef al revistei Epigrama și are și alte multe funcții, obligații și să sperăm că nu o să uite de noi niciodată. Mulțumim anticipat. Nu se poate, acest personaj magnific de aici, din această zonă, nu se poate uita. Și atunci, pentru această mențiune, am fericit o singură epigramă, lăsând grosul pentru... Da, știm noi ce care e grosul. Am fericit o epigramă pe care am făcut-o adineaua, când am văzut duetul Florin Rotaru-Gârda repezindu-se amândoi. Da. Acum când festivalul își desfășoară gala, precum Florin Rotaru intra voi în ispită, cum dânsul se repete să părăsească sala, să ies și eu afară când Gârda iar recită. Pentru poză și te rog frumos, ce întâmplare interesantă, te rog frumos să rămâi, fiindcă urmează secțiunea Gazel. Și domnilor, premiul întâi la secțiunea Gazel se acordă domnului Ghiță Laurențiu. Nu au încuplită de dincolo. Așa că acum ești cumulat tu această diplomă pentru Gazel, dar altă pupă să nu mai primești. Treci la premiu acolo și poți să citești cam lucru. Gazelul nu o să reci pentru că... Am primit reproșul pentru că... Domnilor, cine aveți revista, o să vedeți. A epuizat subiectul, dacă ăștia nu dădeam ăsta. Am zis despre pensie și de obicei am zis încercați... Vă sugerăm modelul Coșbucian, care are maximum 12 distihuri. A făcut 80. Are 26. Da. Și câte mai aveam de spus? O să vedeți, pensionarii o să vedeți. Da, e suficient, îi mulțumim. Atunci o să mai spun o epigramă. Și două chiar, și două. Nu, una că am spus-o din nou. Bun, foarte bine. Mulțumim. Nu e o epigramă din concurs, deși sunt excepționale. Domnul invidiosu. O epigramă la teme actuale în ziua de astăzi. Pe unde a fost soldatul rus prin lume, lacrimi multe a stors, că n-a fost greu să fie dus, cât imposibil de întors. Da. Mulțumim! Mulțumim și treci acolo la doamna, da? La secțiunea Gazel, cum ziceam, premiul 2 se acordă... Domnul Rotaru, poți să ieși. Domnului Petru Ioan Gârda! Te felicit și îmi pare bine că ai enervat pe Rotaru. În locul meu să îl descalificam pe Ghiță pentru că 26 de și rămâneam eu. Am merescut. Da, poți să citești cu drag. Ăsta e un rondel, Gazel, da. E de mirare vârsta de pensionare. Slavă Domnului când vine pensie mulțumitoare. An de muncă fără preget, ocupat nevoie mare, n-am avut să înțelege vreme de însurătoare. Dar acum, fiind mai liber, mi-am adus o țiitoare. Tânără și ca în zglobie, merge într-una la plimbare. Un amic, la fel de tânăr, ce-o admiră ca pe o floare, vine regulat la poartă, ca și ea, pe cât se pare. Da. Gazelul umoristic, într-un condensat frumos. Dar... Vă mai oferim câteva mostre de Gazel, că merită să le citiți. Îl rog pe domnul Alexandru Otean din Bista să le citească Gazelul lui, care pe mine m-a încântat. Da, ai cedat, bine ai făcut, că vezi, în timpul tău încă doi intră. Un Gazel superb, îi mulțumim deocamdată, pune diploma și zâmbetul acolo. Amintiri uitate. Sunt pensionar. Ce bine.
Îmi pare că sunt pas ca mine. Timp am muncă, am neică berechet, ui de fabrici și uzine, ui de cozi la măcelar, la ulei și la măsline, și de cei conducători cu ovații în mulțime, alte grijă am eu acum, dacă pensia-mi vine, dacă banii îmi ajung, cheltuie nu sunt puține, și în plus sunt subrezit, și efortul nu prea ține, am dureri și de genunchi, genunchi sunt străine, iar cu sexul mă descurc, însă ceva mă reține. Și îmi propun ca să mai fac, dacă voi avea cu cine. Dar întâi să am cu ce. Despre ce vă teamă cine? Acest super final, acest super final ar fi dus către, către locul întâi, dar ne-am trezit târziu. Despre ce vorbeam? Și vreau să profit de faptul că suntem aici la marea asta sărbătoare. Prierul e o mare sărbătoare și în corpul este cere al cinsti. Căci vom pleca în curând la închisoare și nu știm câți din noi vor reveni. M-am gândit la acest lucru, dragilor mei, trebuie să destăinui când au aflat doar și de la închisoare, de la acel memorial al închisorii, au zis că regretă, dar e renovare. Nu o să se închidere, dematizare și fel de fel de prostii. Nu putem să mergem la acolo, se închide la ora 4, deci nu ajungem în timp util, dar acum, dacă s-a deschis subiectul, vom merge totuși în Sighetul Marmației și vom merge la Muzeul Satului. Deci de-aia vă spuneam, cât mai repede să facem tot timpul, să nu răpim din timpul de deal, din timpul de muzeu. Ideal. Pentru că ideal. Petru Ioan Gârda e pe aceeași poziție da, repede. Cu mine, a doua, da? Da, bun. Îi spun și eu, obișnuit, în vârf de pom să stai, poziția astăzi nu o să-ți placă. Deci te-aș ruga să urci mai sus cu o cracă, să-mi fie mai ușor și eu să o tai. Frumos! Se poate, domnul Rotaru, se poate și fără să ieși afară, văzut? Îi tai craca. Avem niște drujbe. Dragii mei, la secțiunea Gazel am plăcerea, onoarea și mândria să vă prezint pe doamna Mândru. Elena Mândru Iaș! O gazelă. Nu fi misogin. Fisosa mea și când m-am găsit. Te rog, diploma, zâmbetul și apoi. Cu zâmbetul, stai că să te gândesc. Spirala timpului. A venit și ziua în care am ieșit în lumea mare, căci sunt liberă într-una de azi la pensionare. Iar acum sper de sigur pot să merg și la plimbare. Dar de fapt voi sta acasă într-o lungă așteptare. În ce pensia îmi vine, am nevoie de mâncare. Nu pot însă, din păcate, să o strig în gura mare. Și n-au cum să mă hrănească vechi răbdări ce s-a frigare. Între timp, sârguință, eu mă încălzesc la soare. Scriu poeme însorite, folosind o lumânare. Însă, după cum se vede, timpul parcă vrea să zboare. Iar eu, presată în toate, nu mai am loc de răbdare. Dar anunț pe această cale, vreau o nouă angajare. O să ne străduim. Și din nou o doamnă. Nu. Să nu le încurcăm. Și tot premiul 3 la secțiunea Gazel, prietenul nostru de la... El vorbează de închisori. Ne mergem la Sighet, dar a venit însul de la Aiud. Domnul Dorel Lazar de la Aiud, de fapt, care reprezintă Alba Iulia, care reprezintă un festival cu tradiție și prin alianță este prietenul nostru de vreo 20 de ani. Mulțumim! Zâmbește! Înainte de orice, de a vă spune poezia, da. Vreau să-mi spun câteva cuvinte. Vă felicit pentru a 20-a ediție și vă mulțumesc
că atunci când aveați dumneavoastră 7 ani și erați în clasa 1-a cu festivalul, noi ne nășteam. Da. Am venit... V-am moșit, eu recunosc că v-am moșit. Invitația președintului Consiliului Județean, care i-am propus să facem festival, vă găsește un festival unde să mergeți împreună cu Elena să... Angel, să vedeți cum este. Ăsta este festivalul model de unde am pornit noi. Vă felicit și mulțumesc administrației publice, primăriei și Consiliului Local pentru implicare. Fără implicare în cultură a administrației române și fără umor, România n-ar exista. Că poporul ăsta, dacă n-ar fi avut simțul umorului, ar fi dispărut de mult. Ar fi avut simțul omorului și era un cuceritor. Da. Da, să-mi pun și microscopul. Îți mai dau și eu, băi. Da, mai dai? Nu te sunt destul de urăță. Și o să-ți fie totul clar. Doar când ajungi tu pensionar. Nu mai ai funcții, n-ai putere, deci nu mai ești nici necesar. Încet, încet vezi cum amicii de altă dată dispar și se poate întâmpla și soața să zâmbească mult mai rar. Asta depinde însă și de cât bani ai cash în buzunar. De pensia ce nesimțită primi vei multe zâmbete în dar, dar tu să știi că e de fațadă, e praf pe-al inimii cântar. Găsește-ți o activitate. E praf pe-al... E praf pe-al... Nu dai sări. Găsește-ți o activitate. Să nu te simți un sedentar. Dacă se poate, frecventează și un cenaclu literar. Să... și încearcă să scrie epigrame sau un gazel, zilnic măcar. De azi ești major. Aceste sfaturi ne poate, sper să nu, că nu sunt în zadar. E frumos că dă sfaturi nepoților pentru pensionari. Îmi place cum gândești. Dar la anul, dacă vei gândi un pic mai bine, să știi că podiumul te așteaptă și la vorba Crăcii, și la 2-3, și la 1-2. Zâmbete în primire a avut înainte de astăzi, de ieri, în preambul, o reclamă pe Facebook. Eu, după cum știți, fac fotografii și le postez toate festivalurile la care am participat, sunt fotografiate și postate. Ieri, alaltă ieri, am dat din amintiri, am pus încă o dată Facebook de acum 3 ani. Frumos! Insistă! Mai trimite, mai pune, mai vrem! De la festivalul ăsta, deja sunt pe Facebook. Vă spun, sper că domnul Lazar, că în septembrie ne așteaptă la Iași. La Iași, la Alba Iulia sau Dincol, cine știe pe unde, dar în septembrie. Dragilor, și la secțiunea Gazel am reușit să obținem mențiuni. În mențiune la secțiunea Gazel se acordă doamnei Maria Chirtoacă din Câmpul Lung Mușcel. Duc, Mușcel, a, da. Sau mult de Venez Mușcel. Să rămână, să rămână, să rămână. Și diploma? Da. Așa. Nu am pregătit, nu știam că voi face ceva. O, tot ce epigramă dacă n-aveți gazelul. Da, am să citesc ceva ce am scris acum. Sigur, că da, și mai bine. Adică cum n-ai știut că... Adică ați crezut că vă chemăm așa de om frumos, dar se poate, doamna Chirtoc. În urma intervenției doamnei directoare, dar mi-a venit ideea de dumneavoastră. Domnul Gârda, vă rog frumos. Da? Drujba. Nu tot așa, adică mă rog. Fișoara directoare. Fișoara directoare.
m-a convins cu a sa finețe că și domnul Perța are, om fiind, mai multe fețe. Și mai vreți să veniți la noi, nu? Să știu cu ce față vă primesc. Dar vreau să vă spun. Nu. Nu răspund la provocări decât în mașină. N-avem timp. Mulțumesc frumos. Dragilor, și tot la secțiunea Gazel, iarăși o prezență nouă în mijlocul nostru, de la Strehaia, domnul Vasile Vulpașu. A primit? N-a primit la restul, nu? Nu, acum am primit. Bun. Mi-am șocotit mențiunile acolo. Voi avem cărțile. Două catene. O fetiță și un prințișor. Poboțind pe mândru plai, prințișorul unui boss, zice fete, ce mai stai? Lasă ambalajul jos. Mi-am dorit succesul. În viață am căutat mereu succesul. Să nu mai fie greu. După o viață constat cu temei, succes am avut doar la femei. Mulțumim și acum că ați luat contact cu mediul ambient al Bișeului, cu aerul de aici, că nicăieri nu e mai dulce, sperăm că nu era și la anul. Mulțumesc mult! Vă așteptăm și la epigrame și la parodie, că știu că mulțumesc aveți încercat. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Gata! Și am ajuns la o secțiune iarăși foarte bine reprezentată. Vreo câte cărți? Vreo 34 de cărți intrate în concurs. A trebuit să le grupăm așa pe specii, pe specialități, pe ce vreți dumneavoastră. Mai ales epigrame au fost și așa că la secțiunea epigrame a fost foarte, foarte controversată. Și atunci am reușit să facem o departajare prin, după modelul Bistriței, prin premiile de excelență. Premiul de excelență pentru cartea de epigramă. Și avem onoarea să înmânăm la această ediție a Zâmbetelui în Prier 4 premii de excelență pentru 4 cărți de epigramă excelente. Așa că voi începe cu excelența sa, domnul Laurențiu Ghiță, pentru volumul Pâine și Circ! Convoluțiuni. Nu mă interesează ce e pus în paranteză. Pune și ce-și apoi paranteză un volu. Cine crezi cum ai citit și paranteză? Cornel Udra, care mi-a sugerat acest tip. A scris în post, a spus la ta. Mulțumim frumos. Nu mai introduce. Îl ofer pentru lectură aici. Mulțumim, deci tu ți-ai luat. La fel, premiul de excelență pentru secțiunea Cartea de Epigramă se acordă domnul Mihai Sălcuțan pentru zbor cu para. 2. Parapoanta, da, dar iarăși în para. Doamne, umblați cu paranteze aici, la deci. Parapoanta, da. Mi s-a sugerat ceva. E o treabă frumoasă. E nu trebuie să zică nimic la volum, dar dați-mi voie să vă citesc eu ce le-am scris. Acum că domnul Sălcuțan e aici și apoi după aceea știa domnul Laurențiu Ghiță. Domnul Sălcuțan, de ce am dat premiu? Justificare. Domn Sălcuțan, cu multă artă, văzând cât de ușor se zboară, spre premiu, cu o parapoantă, iar a zburat. A doua oară. Justificarea. Și cârcoteala. Nu-i cârcoteală ce spun eu. Cartea e dovadă 100%. Pentru un zbor înspre Bișeu, bine să vii cu o parașută. Laurențiu, mulțumesc. Dar domnul Laurențiu Ghiță, dai primit... Vreau să zic și eu ceva. Da, te rog. Te rog, cu drag... Au primit pachet? Nu. O să primești. Depinde ce spui. Mersi. Cu fratele Gheorghe Bălici mi-a atenționat că ne poate ține o seară, o noapte, până dimineața, nu numai cu epigramă. Cu toții am înțeles la ce făcea referire. Moldoveanu
la reanimare. Nu, moldoveanu suspect de COVID. La reanimare șade, doctorii îi cată leacul, care 40 de grade. Câte a avut coniac? Audiență la primăria Vișeu de Sus. La primar, un moșulică se exprimă cu spășire. Vreau o fată tinerică ajutor de încălzire. Cu drag, dar fata nu. Eu știu cum e la primărie. Nu mă apucă la fata. Să nu rămână tot domnului Laurențiu Ghiță să de ce a primit, că stă, are prezență, e arată bine, pâinea și circumvoluțiunile de justificare. Și cu pre-față și pre-spate, cum are cartea, cartea e foarte reușită. Așa că jurul pe dreptate a premiat-o. Necitită. Cârcoteala. Cum circul ieftin, pâinea scumpă, El Ghiță în scris face minuni. Vrând gura jurului să rupă, i-a promis circumvoluțiuni. La fel o carte excelentă, preiudă excelență la secțiunea carte de epigramă, se acordă domnului Mihai, hai vas pentru volumul 444 epi. Grame. Dar în paranteză, aforii. Grame. Epi, aforii, grame. Nici nu știi cum să o citești. În orice caz, e o carte bună. Mulțumim. Și acum să-i citesc cârcotelile. Odată justificarea. Catrene, peste 400, în ritmuri foarte variate, puțin câteva cunoscute, au fost, desigur, premiate. O să vedeți, asta are din toate ritmurile și rimele. Și cârcoteala. Mi-ai haiva și-a propus să ne epiforigramizeze și epigrame ne-a dus sperând să ne intereseze. Da. Tu speră. Da, Irișan, tu speră. La fel, o carte de proză umoristă. Nu, am terminat cu cele patru? Au fost patru deja. Da, nu? Cine? Păi da, zic și eu de mea patra. N-au fost patru. Proză umoristică, poezie. Domnul Vasile Vajoga. Cartea de epigramă, sigur că da. Premiul de excelență la secțiunea Cartea de epigramă se acordă domnului Vasile Vajoga pentru volumul Mistretul cu cod de epigramă. Dragii mei, domnul Vajoga, știți că e, adică ați aflat și am vedeți că a fost membru al jurului. Nu are nimic de a face cu premiul pe care acordăm noi, fiindcă cărțile n-au fost jurizate de dânsul și de domnul Bratu. Așa că s-a mai întâmplat chestia asta și se poate întâmpla oricând. Membrii juriului pot să intre cu cărțile în concurs, fiindcă juriul la secțiunea cărți, mai de noastră, e format din alte persoane. Așa că la secțiunea cărți, domnul Vasile Vajoga are tot dreptul să primească premiul și dați-mi voie să vă citești și justificarea. V. Vajoga în epigramă și-a arătat harul, se știe de mult. Deci azi de bună seamă, normal e premiat să fie. Și cârcoteala, premiul așa se interpretează. Jurații au înțeles cu toții că de urgent nu-l premiază, Vajoga își arată colții. O rugăm pe doamna Nescu să vină să preia și să spună că îi mulțumim din toată inima. Pachetul și... Pachetul, da. Și poza. Și spuneți-i că îi dorim gramnică însănătoșire și că l-așteptăm ca de obicei concurent. Dânsul a luat toate premiile, domnul Vajoga, la noi, la toate nivelurile. Și am ajuns la secțiunea poezie umoristică. Premiul festivalului la secțiunea carte de poezie umoristică se acordă domnului Vasile Larco pentru volumul Un porumbel pe ciutura fântânii.
să vă justific de ce. Odată justificarea. Pentru talent și scusință, premiul răsplătitor și merită și meritat cu prisosință. Fântâna e plină de umor. Cârcoteală. Juriul nu spun că a fost absent, dar n-a avut vedere clară. Dacă priviți puțin atent, pe Ciutură e de fapt o cioară. Constatare, se scriu cărți astăzi o mulțime, nu se ia scrisului izvor și bine că nu sunt anonime, cum nu-i nici autorul lor. Să treacă autorul pe la plic. Nu, o să nu mai știu. Premiul festivalului pentru cartea de proză umoristică se acordă și aici, și la noi, precum s-a acordat și la Bistrița, din aceleași motive de carte excelentă, domnului Dan Norea, care nu a putut să vină. O să-i trimitem noi, tot ce trebuie. Am vorbit cu dânsul, n-a putut să ne onoreze cu prezența, a mai fost și o zis când o să mai poată, o să vină cu drag. Îi punem deoparte, da. El vine vineri la Buzău. Dacă da? Vrei? Dacă vine vineri la Buzău, cu drag, te rog frumos, așa să dai diploma și să-i trimitem și să-i trimitem pachetul, da. Avem pachet. Și să trăi să iei și plicul de acolo. Da. Cartea de parodie. Am ajuns la secțiunea parodie și anul acesta am avut 3 cărți de parodie. La premiul festivalului, la secțiunea carte de parodie, se acordă domnului, din nou, domnului Eugen Coța. Dânsul a mai luat, cum un lup de parodie, premiul. Văd că insistă și bine face pentru volumul Cadențe târzii. Are 600 de stimofile, de care 300 sunt parodii. Da, și restul poezii, da. Mulțumim. Mulțumesc și eu mulțumesc. Mulțumesc Dililor, mulțumesc culturii, mulțumesc nu în ultimul rând maestrului Perța și ce urmează, am să vă spun un fel de polivalență care mă caracterizează. Sunt boem în bună parte, scriu poezii și epigrame, pictez, fac grafică de carte, să ajung nemuritor de foame. Uite aici. Da, eu o să justific toată de ce așa continuu. De ce am acordat premiul pentru carte de parodie? Justificarea. Păstrând cadența în parodie, domnul Colța încă o dată premiat a fost să fie pentru ce a scris, nu ce a pictat. Cârcoteală. Bogat în texte și imagini, volumul n-are nicio vină că are 800 de pagini. Așa e când scrii în carantină. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că am luat locul întâi la epigramă, la a treia ediție. La a patra ediție am fost cu domnul Corbu, domnul Sărcuțan în juriu și următoarele ediții am luat tot la parodie, la volume, 3 premii. Mulțumesc mult! Acum vreau să mă revanșez, să te pedepsesc și pe tine, Perța, pentru că... O, nu face! Am venit de la Cluj cu Andrei Doar. Pentru că am dat în 25 de ani la oamenii care se ocupă și personalități care se ocupă cu umorul câte un tablou. Domnul Corbu... O să rămân tablou. Mulți, nu mai vorbesc cine sunt. A urmat la a 20-a ediție domnul Perță. Prezent! Cu un tablou, eu zic că Rama face toți banii. Lucian, semna Lucian! E făcut de domnul Costa, se da Lucian. Mulțumim, mulțumim, extraordinar. Și domnul Gădălin, să-mi spuneți pe ce perete să-l pun ca să puteți juca. Hârtia nu contează. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Numai
adică în loc de altceva, vă spun niște întâmplări. L-am premiat pe Nelu Vasile Tulbure pentru anuarul epigramiștilor. Și la premiere era parcă la... Ce că am dat și la... La Salina la Turda. Ce mână, cum asta? La Salina la Turda mi-a mulțumit. Mi-a spus o veselie și zicea așa. Am adunat în viața mea tablouri multe de vedete, doar Coța Eugen lipsea să dau cu dânsul de perete. Da. I-am spus o dezamăgire totală. De pesimeze spre perete, plecam să ajung lângă vedete și am constatat acolo trist că am fost singurul artist. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și îți mulțumesc pentru tablou. Să știi că o să-l pun la loc de cinste, merită, mai ales rama, văd că e aurită, foarte frumoasă. La anul viitor, la anul viitor să-mi spui dacă particip la concurs, că mai am loc pe perete. O să facem totul ca să te simți și tu bine, că și mie îmi place un decor cât mai pictural. Și dragilor, am ajuns la secțiunea Cartea de Fabule. Ei, aici ne întâlnim cu premiantul de anul trecut, care vă spuneam că a luat toate diplomele pe la toate secțiunile și la fabule, vă spuneam și... De acum să sperăm că veșnicul om al bișeului, domnul David Valentin. Cu două premii, sper că l-am înrădăcinat, am împământenit aici așa. Volumul domnului David Valentin se numește Judecata Necuvântătoarelor și are asta această justificare. David, iată, încă o dată ne avertizează pe asta cale. Chiar de scăpăm de judecată umană, dăm de animale. Și cârcoteala, când frică ți-e să spui ce-i rău, problemele ce te frământă, scrii fabule și în locul tău, ci că animalele cuvântă. Știm noi șmecheria cu fabulele, îi mulțumim, într-adevăr au fost minunate. Restul a primit pachet și toate chestii. Ești mulțumit? Nu, e bun, zâmbește și la loc, atât. Cum v-ați obișnuit în fiecare an, noi premiem și volumele de debut. E un lucru bun, fiindcă încurajăm creatorii tineri, creatorii care se afirmă și pentru prima dată la noi la Bișeu cu o carte. Anul acesta am avut onoarea și plăcerea să o premiem pe doamna Ramona Ilade din Iași. Pentru volumul cu poantele în sus. Volumul nu e, nu știu, nu-l aveți aici, să vedeți, dar chiar așa e, cu poantele în sus, foarte interesant. Două piciorușe așa zglobii, care și ne-am și justificat de ce l-am premiat, și zicem așa, justificare. Cu versul ce vor tot mai sus umorul să ridice în poante, cartea un premiu a adus autoare debutante. Și cârcoteala. Despre volum, ce-ar fi de spus? Și dacă spunem, ce folos? Poate că are poante sus, dar jurul a primit mai jos. Nu e misoginism aici. E o, cum să spun, o viziune clară și o privire atentă la fenomenul. Domn prima, nu, că avem, așa vă rog frumos. Bun. Da. Îmi trebuie diploma de asta, da. Și tot așa ca de obicei, în fiecare an, acordăm un premiu Opera Omnia. Așa cum am primit noi, nu e ca și cine da domnul, Opera Omnia, pentru un volum, dar un volum care să
cuprinde mai multe aspecte, deci să cuprinde mai multe ceva, mai mult din opera respectivului autor. Premiul acesta l-a primit regretatul Eugen Albu, l-a primit domnul Petrone, l-a primit domnul Larco. Deci reflectă cum să vă zic eu, o viziune mai largă asupra creației autorului și de aceea am și numit opera Omnia și nu înseamnă așa cum zic cârcotașii că dacă ai primit opera Omnia ai primit tutor și gata, de acum și poți să ai terminat, ai primit opera Omnia. De aia zic și la mine ca să-mi spun și eu să-mi explic acest opera Omnia, că opera Omnia e o încununare a întregii activități și pentru întreaga activitate pe care a făcut-o în slujba omorului și mai ales a omorului maramureșan, cu spin și fără spin, domnul Ioan Șiman primește premiul Opera Omnia pentru volumul în apele noastre. Știu că e greu, dar n-ai ce face, e Opera Omnia, nu? Justificare. Ioan Șiman, ca spinis de soi, și-a adunat apele toate și aducându-le la noi, l-am premiat pe meritate. Și cârcoteala, deci volumul se numește în apele noastre. Juriul din nou s-a demonstrat că o face uneori de oaie, că apa ce s-a premiat este de fapt apă de ploaie. E cârcoteală. Dați-mi voie să... Pun numai două cuvinte. La 85 de ani aici, mi s-a spus că de unde atâta tinerețe. Și eu am zis că a rămas ceva pe fundul sacului, tinerețea. Dar în cei 5 ani ce au trecut de atunci, târând sacul, s-a făcut o gaură și tusul sacul. Mulțumesc mult! Nu s-a dus! Hey! Nu s-a dus! La vârsta asta, tot la gaură te gândești. Pe ce? S-a făcut o gaură. Dragii mei, tot în fiecare an, Cenaclu și premiul Centru Cultural Social, Cenaclu și... Și ce mai avem noi pe aici, pe lângă ce vrem? Și restul mai acordă niște premii. Am uitat să spun ceva. Da. Când vei ajunge și tu la vârsta mea, cum o să fie cu gaură? Cu foarte mulți păianjeni. Păi... aveți ceva? Că dezembiți așa? Nu, e nimic misogidist pe aici. Premiul Centrului Cultural Social Vișeul de Sus. Sper că a mai sărit și altele, nu? Așa, da? Nu e bine? Se acordă domnului Nistor Ioan Bud pentru volumul În amintirea cofraților dispăruți. Domnul Nistor Ioan Bud n-a venit, așa că te rog frumos să ca și președinte de ăsta să-i duci tu. Îți acordăm, da? Îi dăm și pachet, da? Îi dai diploma la domnul Nistor Bud și o să vă citesc justificarea. E un volum omagial extraordinar și am și scris așa. Justificare, un gest pios, carte pioasă, la jurizare a intrat, deci pentru premiul e aleasă și premiul bine meritat. Cârcoteala. Domnul Bud, prin cartea sa, deschide amintirii poartă și pentru el, de vai, cumva... prin celelalte nu o să poată. E cârcoteală. Și mulțumim, da. Chiar. Nu, că el poate, el are voie, că vorbește în surdină. Nu, el poate. Poftim? Da. Gărța atâta a obțit, a vorbit și toți budurii răgușiți. Da. Special și apoi asta la altă, nu, că avem ce n-a curat, știi? Colacul mai departe, colacul peste pupăză și apoi asta special, știi? Vă spuneam?
că acordăm și premiul cenaclului Pupăza. Premiul cenaclului Pupăza se acordă doamnei Viorica Găinariu Tazlău. Nu trebuie să vă mai spun că emblema festivalului, acea pupăză și ce am avut înainte, că alte și alte lucruri care deja au intrat în patrimoniul festivalului, cum s-a zice, deja au devenit branduri ale festivalului, îi aparțin, ne-au onorat cu prezența de la începuturi, așa că premiul cenacului Pupăza nu face decât să o răsplătească foarte, foarte, foarte puțin. Să vă rog să-mi permiteți înainte de... Îți permite. Mă simt onorată, nu mă așteptam. Vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte în legătură cu această coincidență de, să zic, aniversară, de număr de ani. Clubul Sinu din Baia Mare, înființat de către domnul Șima, nu are bani. A împlinit la 1 aprilie 20 de ani. Nu am putut din motive de... Colegii au fost, nici eu n-am fost sănătoasă, nici ei, mă rog, am pandemie, mai am avut niște probleme, dar mi-am permis, deci pe banii mei, cu ideea mea, nu știu nici colegii, dar vă rog să-mi permiteți câteva personalități care ne-au sprijinit și ne-au sprijinit Clubul Spinu și Epigrama Românească și, în primul rând, se acordă, deci diploma aniversară, se acordă domnului George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, cu stimă și respect din partea colectivului Clubului Spinu pentru promovarea epigramiștilor maramureșeni. M-am semnat ca membru fondatoare și vă rog să primiți această diplomă. Deci eu, domnul Corbu, nu v-am spus, este o surpriză, nu știe nimeni. Diplomele le-a făcut eu. Nu știa nimeni, nimeni, absolut. Și vrei să rămână mai departe așa, să nu mai știe nimeni, că le spun să nu puneți nimic. Aveți răbdare. Tot diploma aniversară, desenul din colțul diplomei este făcut de mine. M-am semnat pentru că, vă spun efectiv, era păcat să treacă acești 20 de ani și să nu se știe de acest club. Și să nu mulțumim în același timp, chiar dacă este simbolică diploma aniversară, se acordă domnului Laurențiu Ghiță, redactor al revistei Epigrama, și cu stimă și respect din partea colectivului Clubul Spinu pentru promovarea Epigramei și promovatorule! Mai am încă trei. Diploma aniversară, tot acei 20 de ani, cu același spin zâmbind. Să știți că avem unul dintre cei mai buni epigramiști, o să vă spun și numele domnilor lor. Se acordă domnului Lucian Perța, da? Organizator al festivalului. Că diplomea ai domnule Perța, că nu s-a ce primit. Îl rog pe domnul Coța când mi-aduce tablouri, să mai aduci niște rame goale. Deci se acordă domnului Lucian Perță, organizator al festivalului Zâmbete în Prier, Vișeul de Sus, cu stimă și respect. Și respect, ce? După spune cuvântul respect. Trebuie să-mi schimb ochelarii, deși băia, deci știți acolo, ăștia de treabă. Și citesc, deci, din partea colectivului Clubului Spinu, pentru promovarea epigramei maramureșene și ne-ați socotit odeauna un club, aparte noi am făcut. Dar eu sunt și membru a clubului. Păi, Nelu Blând, știm noi. Știm noi. Și vă felicit și vă mulțumim de tot sufletul. Mulțumesc. Și eu pot să-ți dau un pachet. N-am terminat încă. Apoi nu mai dau nimic. N-ai vrut, mai am încă două diplome pentru că, spun, cu drag le-am oferit, cu alea și desenat. Deci se acordă doamnei doctor Anuța Pop, directoarea festivalului. Tu vrei două pachete. Nu. Eventual, mai bine nu vreau niciun pachet, pentru că ceea ce oferez cu Clubul Spinu nu am mari pretenții. Dumneavoastră, Bișeu, ați vrut să ne premiați, deși nici într-un județ nu premiază conjudețenii. Numai dumneavoastră din Maramureș. Dar noi am zis că suntem de dincolo și de dincoace, deci, de deal. Noi suntem două. Deci, promovarea Clubului Spinului și a Maramureșului. Deci, mulțumesc! Domnișoară, din tot sufletul, vă felicit pentru realizările dumneavoastră. Da, e, gestul ăsta, da. Și mai am
Restul nu mai contează, ai premiat-o. Alelalte, da, am pentru doamna Chertoacă și pentru domnul Bulbașu, care ne programează și ne, asta, nu există revistă să nu apărem noi sfiniștii. Da, îmi dau seama că da, cine să mai scrie. Am pe cineva pe care tot timpul deranjez și la telefon, dar nu așa ca pe dumneavoastră, domnul. Mi-am dat, știu, las. Deci acolo de domnul Iuliu Copătean, directorul Copic, cred că e prima ta diplomă, nu? Da, asta poze repede. Săptămâna asta de 3. Știu eu unde o trimit. N-avem informațiile necesare asupra deplitei. Deci eu n-avem pe suflet. N-avem place. Vă mulțumesc din suflet tuturor colegilor din țară. Și, am zis că nu știu, m-am cunoscută cred că prin telefoanele care mi le dau de ziua dumneavoastră. Pentru că mi-am făcut un obicei. Atâta timp cât există, mi-a zis să ținem legătura, o vorbă bună. Da, o vorbă, nu o jumătate de oră, băi. Plătesc telefonul jumătate de oră. Așa. La doamna Chirtoacă și la domnul Vurpașu am separat... Da, mulțumesc pentru ceea ce am făcut. Și m-am gândit și cu domnul Clopotaru, dar discutăm cu ce să termină toate lucrurile. Și eu. Legătură cu... Îți mulțumim și noi, crede-mă că așa cum am zis la început, prezența ta a fost de la început. Mulțumesc frumos. Mai mult decât binevenită și atât de mult ne-a ajutat. Ea a oferit și muzeului de că produse. Costumul popular de 100 de ani plus o... N-are important. Deci și să știi că mai sunt locuri libere. Muzeul mai poți să mai dai. Aduc. De-aia te-ai pus bine cu coapii, că el e acolo. Tot ce găsești din Moldova, adă că avem noi unde să le punem acolo. Onoarea este a mea, pentru că dumneavoastră, nu mă așteptam la multe gesturi astea, inclusiv... Da, face și gesturi, nu fine, recunosc, dar o să le stârpim. Care sunt inutile jos. Noi îți mulțumim. Mulțumesc frumos. Asta? Păi noi. Mulțumesc. Și nici a noi. Da. O să ducă Bistrița, știi? Bine. Uh-huh. Îi dăm carte. Ce mai avem? Revistă. Și carte albă. Dragilor, și tot așa premiul revistei Colac peste Pupăză, omului care are și anul acesta a reușit să o suflețească prin caricatură, prin ilustrație, domnul Lucian Dobârtă de la Bistrița. O să rog un bistrițean să-i o ducă. Cartea. Cine se încumetă să-i aducă domnul? Da, nu știu. Uite așa. Dar nu stai să pun aia. Da? Dar cum? Uite. Așa? Da, și pe ala. Aveți ceva plus? Ai o pupăză? Da. Ai o carte, diploma și revistă. Okay. Doi, mulțumim. I-am vorbit la telefon cu el și mulțumim. Asta încă. Aia e trebuia, nu? Asta da, cu special. Și tot așa o să rog pe cineva, pe domnul Vulpașu. Am acordat un premiu special pentru un volum special, pentru un volum nemaipomenit. Nichi Ursei, concurent fără pereche, un volum omagial, un volum postum, alcătuit de doamna Ani Drăgoianu, din manuscrisele regretatului Nichi Ursei, omul care până nu de mult ne-a descrețit frunțile cu prezența și a reușit să facă. Acest premiu special se acordă doamna Ani Drăgoianu pentru volumul Nichi Ursei. O să te rog să-l duci, tot așa... Ai primit? Nu, dar să dai și doamne, să dai și o carte și o revistă. Mulțumesc. Și mulțumim frumos. Dați-i un colac. Dacă îți dau un colac, te duci. Cea mai tânără epigramistă sau parodistă?
A venit la colaci, că am stat-o de mică. Trebuie să știe să vină la colaci. Foarte bine, foarte bine, așa. Că până îți dau, mai bine ți-ai tu. Da. Nu, astea. Aniversare, da. Dragilei, acestea au fost, diplomele pentru cărți. Pentru cărți, pentru lucrurile care s-au scris. Dar conform tradiției, și numai tradiției ce n-a cunoscut, conform tradiției în general, la o festivitate se premiază și oamenii care au participat, care au, au avut o contribuție la, la realizarea acelui eveniment. Și acestor oameni li se acordă, de obicei, acum ne-am învățat noi, cu diplome de excelență. Mai toată lumea e excelență, ca și cum toată lumea e doctor acum. Nu mai merge. Nu, sigur că cu excepție de rigoare, care întăresc regula, desigur. Aceste diplome, am zis, să fie într-adevăr așa și numite diplome de merit. Fiindcă, într-adevăr, respectivele persoane merită să primească recunoștința materializată într-o hârtie, într-o diplomă. Și anul acesta permiteți-mi să ofer diplomă de merit pentru deosebita contribuție la realizarea și împlinirea celor două decenii ale Festivalului Național de Satiră și Umor Zâmbete în Pier. În primul rând, omului care a fost de acord să fie acest eveniment, care a fost alături de noi și a știut să zâmbească de-a lungul tuturor celor ediții care au fost, domnului primar Vasile Coman. Domnule primar, ce am putut face noi această revistă, această cărțulie, această pupăză și din partea mea personal, eu fac și prostuțe din astea, să vă amintiți ce frumoasă e o căsuță de vară, care poate fi și iarna, desigur. Acum iarna a fost surprinsă. Și bine, vă rog frumos, ca și un bibelou. Mulțumesc! Vă mulțumim! Da, v-am dat diploma? Nu, vă rog. Da, vă rog. Pot să-i dau sticla în gazul unui primar? Dar n-am diplomă, dă-i ciclon. Da, da. Domn primar mi l-a dat pe toate. Domn primar mi l-a dat pe toate, deci. Da, da. La fel, dragii mei. De la a doua ediție, omului care ne-a fost alături sufletește de la prima ediție, dar n-a putut să vină la prima ediție, omului care a onorat prin prezență și a transformat acest festival într-o manifestare națională, de acum nu o să mai zic cu participare internațională, că e tot de-a nostru, într-adevăr. L-a transformat în ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi, într-un festival, într-adevăr, de umor, domnului George Corbu, pentru deosebita contribuție la realizarea și împlinirea celor două decenii ale Festivalului Național de Satiră și Umor Zâmbete în Pier. Și carte. Carte. Domnul Corbu, la fel. O amintire din partea mea, o pupăză din partea cuibului, diploma, și asta. Fără insinuări, vă rog. Tot așa, o să rog domnii din Bistrița, nu l-am uitat pe domnul Alexandru Câscăvan, care a mijlocit realizarea acestui festival. Dânsul m-a pus în legătură cu domnul Corbu. De la dânsul am învățat ce înseamnă un festival, fiindcă Mărul de Aur, după mine, e cel mai, și nu după mine, sunt multe lume de acord, cel mai reprezentativ festival de umor din țară. Nu neapărat cel mai longeviv, dar cel mai bine închegat și cel mai în amintirea tuturor. E Mărul de Aur, degeaba. Ei, domnul Alexandru Câscăvan merită cu prisosință această diplomă de merit și o să rog un bistrițean care se încumetă să-i ducă pupăza și și cărți. Diploma, cartea, pupăza și revista. Mulțumesc.
lăsat. Atât. Vedem la tot. Și acum, acestea au fost mulțumirile, vorba acestea. Dar e un eveniment deosebit. E un festival la 20-a ediție. Deci e aniversar. Și atunci au apărut diplomele aniversare, care se acordă la fel oamenilor care au fost alături de noi, care au stat aici cu noi și au făcut acest festival. Încep, în primul rând, cu cei care sunt mai de departe. Încep cu omul care a îndrăznit să ia prima dată premiul întâi la festival. Omul care l-a impresionat pe domnul Zarahu. Vorba despre domnul Vasile Begădălin. Domnul Zarahu i-a acordat atunci, la prima ediție, premiul pentru epigramă, premiul întâi pentru epigramă. Dragul meu, această diplomă, această carte și această pupă. Da. Cu poze, da. Vă mulțumesc. Acum e tot de departe, da, da. Tot așa, acordăm o diplomă aniversară domnului care, omului de suflet și în același timp un umorist de clasă, ați multe premii aici la noi la festival, că noi am zis, chiar dacă e din Baia Mare, poate să participe liniștit, că e de dincolo de deal, e altă țară, altă, noi putem. Și a dovedit că, într-adevăr, e un umorist de clasă, domnul Ioan Adi Fârte. Și pe lângă faptul că este umorist de clasă, e și omul care aduce spiniștii, fără mașina dânsului și fără umărul pe care îl pune la... spinul ar fi cam așa, cam vădub. Recunoașteți, domnul? Adică v-ați rupt de la inimă și ați adus și ați... El zice că cu mare plăcere. Mulțumim. Te rog. Mulțumim. E de acord, ce? E de acord. Și am adus, fiindcă domnul Adi a adus spiniștii, acum suntem obligați să acordăm diplomă aniversare și spiniștilor. Domnul Vasile Țincaș. Tu ți-ai luat, gata. Aplaudă! Aplaudă! Nu te contestă, nu că nu te contestă, e bun. Domnul Țincaș, ești bun, a zis cineva că ești bun. Perfect. Mulțumim pentru prezență și totdeauna... Acum, chiar dacă nu o să poate domnul Adi să vă aducă, strecurați-vă voi cumva. Bun. Nu uita Codiorica. A luat de deja. A fost prima. Bă. Mohne. Domnul Nicolae Șerban. O prezență mai nouă în cadrul speed-ului, dar... e un gest, te rog frumos să-și scuze cât de tot. Dar de acum a promis că va fi în mijlocul spiniștilor cu mult drag, nu? Zic că da. Păi pot să dau răspunsurile acum. În scris ulterior, nu primim la... Acum, da, dacă e scurt, patru versuri. La problemele care mi le-a spus ediția trecută. Ce am zis data cu teoria? În primul rând m-ați întrebat ce mi-au promis spiniștii ca să vin la ei. Da, chiar. Ai fost convins? Sau? Da. Și a doua problemă a zis că să plec de la ei. Dacă nu ca să vii la noi. Știm cum luați, cum am încercat eu să te racolez, dar nu. Și atunci, hai să zic. Da, te rog frumos publicului, că eu știu ce zici. Când m-au chemat la ei confrații, mi-au zis așa, fără o bate. De aduci de acasă mult talent, ajungi la spinul prezident. Oh. Am zis o chestie asta? Retractez. Și problema a doua, da? Ca să plec de la ei. Da. Propunerea m-ar cam tenta. Dar situația e albastră. Eu de la ei aș cam pleca. Dar mă plimiți la dumneavoastră? Mai târguim, mai vedem.
Păcat că ați limitat numai la două epigrame. Înțeleg, la sfârșit. Că aveam, dar nu, atât ca să putem pleca, da. Mai zic ceva. Supliment. Da. Către sală să... Eu înțeleg să mă ia dracu. Intenția lui mi se pare. Anul acesta dă conacul. Nu știu. Și în viitor, o lumână. No. Nu? Domnilor, lumânar, nu? Am rămas la dipul meu aniversare, fiindcă aniversarea noastră e foarte frumoasă. Spiniștii, sper că sunt mulțumiți. Acum, mai avem din obligația, din amintirile noastre, tot așa de la începuturi, a fost alături de noi și domnul Gabriel Cojocaru, nu numai ca și editor, dar și ca... A participat și la alte festivaluri, la festivalul de literatură, la Armonie de Primăvară. Acum profităm că e aici la noi în calitate de umorist, că umorist e, și acordăm această diplomă aniversară împreună cu tot ceea ce corespunde. Ce nu vrei? Ce colac nu vrei? Colac. Și restul din întâmplare are și cartea pe care... Din întâmplare. Da. Din mai are și cartea pe care... Vă relansez încă o dată invitația despre care v-am vorbit, faptul că împreună cu domnul Lucian Perța vom lansa în editură o colecție de cărți de epigramă, nu că ei nu știu să și așa mai departe. Deci nu uitați, pe lângă epigramă, tot ce credeți că umor, cam tot ce cuprinde festivalul nostru. Gazel, parodie, eu zic că... Da, așa. La ce mă pricep, Bormaia? Tot așa, se cuvine și facem întocmai să nu uităm de juriu. În fiecare an, juriul a fost alcătuit din reprezentanți ai unui cenaclu din exterior. Anul acesta a fost cenaclul din Păstorel, din Iași. Și în fiecare an a fost altcineva. La anul tot din Nu știu dacă tot din Iași, da. A, că poate fi celălalt, da. Da. Da, așa, poate fi într-adevăr, într-adevăr, că și voi sunteți despărțiți de, da. Altă țară, da. Da, altă țară, sigur, așa. Țara de sus și țara de jos, sigur, că da. Și au și fost și înainte, istorie. Așa că, cu drag, acordăm diploma aniversară domnului Vasile Vajoga. O să rog pe doamna Daria să vină. Da, tăți avem, colaj mai avem. E bine. Da? Cărți am dat? V-am dat o ocazie asta, nu? Că v-am dat acum. Ba da. Și ce e? Și atunci nu mai diploma? Nu mai diploma. Sunteți modestă. Da? Foarte bine. Da, vă mulțumesc. Foarte bine. E, dar domnul Daniel Bratu... Domnul Daniel Bratu a făcut față ostilităților. A îndurat cu stoicism privirile dumneavoastră crâncenea celor că lua premiul 2, 3 și mențiuni. Numai premiul 1 a fost mulțumit, să spun eu. Premiul 1 a recunoscut că a fost un juriu într-adevăr competent, care a știut să apuce. Da, am primit și eu aceste felicitări. Te rog. Domnul Vajuga l-a refuzat? Domnul Vajuga l-a refuzat. Deci trebuie să-l iubim tu colacul? Nu, nu, n-a de-a. Pentru poze, mai pozea de cine? Da, da. Da, ca membru al jurului, doamna Daria, ați fost la doamna Maria pentru premiul, să treceți, că juriul, da, acum nu știu, juriul are, după posibilități, are și un mic pliculeț. Deci, așa, rezolvat. Și domnul Bratul la fel. Deci, colacul e detilin, banii sunt acolo. Dragilor, aia trebuie să-ți trimitem la unde, de un caz, uitați să vedeți, să duceți, dacă îți cără. Ia dacă noi ducem la el. Domnilor, și acum am ajuns la oamenii noștri de aici. Am răsplătit cu diplome și cu ce am avut pe ceilalți din alte zări de soare pline, dar
noi, cei de aici, jurul de la cărți, noi care am pătimit și am citit în neștire și la lumânare și cum am putut, și am citit și am comentat și am premiat și n-am premiat, dați-mi voie să premiez și eu acești oameni care au fost alături de mine și care totuși nu sunt foarte, foarte aproape de mine. De exemplu, păi nu te pot, nici cum, așa? Așa, pe doamna Gabriela Sereș n-o pot premia, că ar zice, domnule, noi între noi ne. Pe doamna Înțapor nu pot să o premiez, pe domnul Coapi Copedea nu pot să o premiez, dar... Pe domnul Petrăniță atâta. Păi eu m-am premiat singur. Atâta bere fără alcool am băut cât am zis la idei. Dragilor mei cei trei, adică doamnei Cristina Șimor, să binevoiască să-și însușească această pupăză, această carte deocamdată. Asta e simbolic. Mulțumesc frumos. Puțin. Chiar e surpriză. Și ea o să ne răsplătească cu vocea. Cei care au fost și diploma. Cei care au fost și știu că prezența ei mai mult decât necesară. Nici nu mai merge nicăieri cu mașina fără Cristina, fiindcă nici șoferul nu merge. E Cristina aici? Merge. Nu e Cristina, nu merge. Ce să-i dai? Ce-i dai? Cu 20 de lei? Dă-i pe gratis. Dar ce se faci? Nu mă bag, eu vreau să o scot, că deja e băgat. Nu mai vrei. La fel, domnul Valer Griga. Domnul profesor Valer Griga, de la începuturi a fost un lector serios. Ne-am bazat pe faptul că e profesor de matematică, vorba cuiva, să nu mai dăm nume. Și va fi foarte exigent. Și așa și fost. Și e domnul Valer Griga, membru al lector al cărților în concurs. Această diplomă, această pupăză, această carte, această revistă și această strângere de mână veșnică. Vreau să vă anunț că din seară de spățământul Liceul Izar Astrei, pe care o reprezint ca politică, va declina încă două primii la Ei, acum aplauți eu, dragilor, că văd că mi s-a golit sacul și ca de obicei, totdeauna trebuie să rămână ceva acolo. Așa e bine, nici în farfurii nu se mănâncă tot. Totdeauna rămâne. Că nu se știe, pe anul viitor, ca să fie modelul. Deci rămâne model pentru anul viitor. Numai pentru anul viitor, ca să avem punct de referință. Sunteți extraordinari, ați fost extraordinari, vă mulțumesc pentru tot. Și acum să vă anunț la toate programele. Vom merge la masă, la unde am fost cazați și vă spun de pe acum să mă uit la ceas, că ne-am încadrat în timp, că e foarte bine că ne-am încadrat în timp, să nu abuzăm de faptul acesta, este 1:30. În cel mai scurt timp să ne pregătim, la ora 3 avem mașina care ne va duce... Dar la prima dată la masă, desigur, dar de acum până la ora 3 mâncăm. Și după aceea, de la ora 3, mergem la Siget și așa ajungem în timp util, că la 6 se închide vestea. Dacă nu uitați, nu coborâți, facem poza de grup pe trepte, ca de obicei, ne oprim pe trepte, facem poza de grup și apoi ne îndreptăm spre hotel. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot, ne vedem la anul!